ziua, doamnelor și domnilor. Eu sunt Hugo Neuburni și sunt președintele Asociației Directorilor de IT și Comunicații din România, pe scurt CIO Council. Vă rog să-mi permiteți ca în numele boardului și a membrilor Asociației CIO Council să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi la o nouă ediție a webinarilor CIO Talks, o ediție în care ediții în care încercăm să venim în atenția noastră cu câteva subiecte care se regăsesc pe agenda directorilor de IT, pe agenda companiilor. Astăzi ne-am propus să abordăm un subiect foarte interesant. Încercăm să vedem, să abordăm problematicile directorilor de IT dintr-o perspectivă foarte business-oriented. Se prefigurează în momentul de față o suită de crize economice care par să se apropie de nivelul celor pe care le-am mai trăit gen 2008-2009. Poate unii vorbesc chiar de situații care ar putea să fie chiar mai dure. Vorbim de o inflație de doi digiți, atât în România cât și în Statele Unite, cât și în Europa. Vorbim despre creșterea ratelor dobânzilor, că vorbim de Fed, de băncile centrale europene și de BNR. Vorbim de posibile stagflație. Peste toate există și un război, din păcate, în apropierea granițelor, care complică foarte mult situațiile. Cumva simțim că exuberanța care, nu știu, definea procesul de transformare digitală din companii pe perioada pandemiei, pare că ar putea să se încetinească. Totul depinde cumva și de turnura care, dacă într-adevăr aceste crize economice se vor manifesta sau nu și cât de agresiv vor fi ele. Cert este că noi, ca și CIOs, noi ca și departamente IT, ca director IT, avem, n-aș spune chiar obligația, dar este de datoria noastră, până la urmă, să venim în fața conducerilor, în fața boardurilor, în fața colegilor noștri cu soluții, cu soluții care să ne ajute, iată, din nou, să depășim o posibilă viitoare criză și poate să mergem într-o direcție de cutting cost, poate să implementăm soluții care să sprijine companiile să meargă pe, în continuare pe un trend de dezvoltare. Câteva idei și câteva noutăți din partea lui Asociației CIO Council. După cum poate unii dintre noi să cunoașteți, avem și un board nou, ales recent. Eu sunt în continuare președinte, avem pe domnul Călin Rangu, membru fondator al Asociației CIO Council din postura de vicepreședinte și colegii noștri membri în board cu rang de vicepreședinte, domnul Laurențiu Mandu, la fel, membru fondator, și le mulțumesc că au revenit în board, domnul Bogdan Tudor, un mare sprijinitor al Asociației CIO Council, și o noutate, pentru prima oară avem și noi în board o doamnă, o distinsă doamnă, Anca Georgescu, foarte veselă și foarte profesionistă, CIO în cadrul companiei naționale Taro. Veți vedea cât de curând schimbări și în cadrul asociației. Am creat un statut nou, un statut în care încercăm să lărgim asociația CIO Council pe mai multe paliere. Și încercăm totodată să aducem alături de noi cât mai mulți dintre profesioniștii IT care se regăsesc în poziții de CIO, dar nu numai. Și cel puțin de curând am reușit să facem niște achiziții foarte importante. Doamna Andreea Ioniță, pe care o veți revedea și astăzi în cadrul CIO Talks de astăzi, Chief Digital and Technology Officer la E.ON România, Vice President. Doamna Gabriela Stănică, iată că echilibrăm cumva lipsa de sexului frumos alături de noi. Doamna Gabriela Stănică, Chief Information and Data Officer în cadrul Carrefour. Domnul Gabi Herbei, noul CIO al First Bank. Și Adrian Radu, Country IT Manager în compania Afidea, o companie care se ocupă, activează în domeniul medicinii. Am să mă opresc aici și, cu permisiunea noastră, o să vă invit să fiți foarte, foarte activi, ca de obicei, să mă ajutați să challenge-im vorbitorii noștri de astăzi.
Repet, încercăm să venim în cadrul acestor emisiuni CIO Talks cu niște soluții practice, niște soluții viabile pentru departamentele IT și pentru CIOs. Și ar fi bine să profităm de prezența lor aici. Aveți chat-ul și secțiunea de Q&A. Mulțumim și revistei Cariere pentru organizarea acestui eveniment și sponsorilor pe care nu îi regăsesc aici, dar o să-i citesc un pic mai încolo în agenda pe care o am eu aici. Mulțumesc foarte mult! Îl invităm pe domnul Șerban Zârnovan, Senior Director, ICGS Solution DCIS EMEA în cadrul Dell Technologies. Șerban, bine ai venit! Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Servus, ziua bună! Spuneți-mi că vedeți ecranul în primul rând, că probabil că... Crystal clear! Excepțional! În primul rând, mulțumesc pentru oportunitate. Ne știm, Iugo, de ceva vreme împreună. Da. Și mă bucur foarte mult să răspund prezent invitației tale de azi. Și bineînțeles, mulțumesc colegilor și audienței care și-a decis să petreacă timpul cu noi. Eu cred că datele sunt peste tot și sunt foarte promițătoare, dar organizațiile folosesc doar o parte din valoarea acestora pentru a crea valoare în business. Și ceea ce mi-am propus să vă spun astăzi este că noi, la Dell Technologies, vă putem ajuta să aduceți într-un spot de lumină această oportunitate de a dezvălui întregul potențial al datelor dumneavoastră, astfel încât organizația să poată prospera. Așa cum spunea Iugo, numele meu este Șerban Zârnovan, conduc divizia PMA de soluții HPC și inteligență artificială pentru Dell Technologies. Discuție interesantă, Analytics și AI transformă societatea în moduri fundamentale, știi? Dar de câte ori ajung la discuția de transformă, mă simt dator să pun această întrebare. Ce înseamnă asta? Și eu cred că este mai mult decât o simplă schimbare. Este tipul de evoluție care afectează modul în care rezolvăm problemele sau abordăm oportunitățile, dar provoacă și efecte de undă în întregul ecosistem care înconjoară ceea ce facem cu inteligența artificială. Hai să vorbim un pic despre vehicule autonome, da? Dar haideți să explorăm la ce duce asta, adică mașina ca serviciu. Nu mașina ca serviciu pe care o avem azi, unde avem o aplicație care indică o mașină pe care o poți conduce, nici aplicațiile de mobilitate ca serviciu de astăzi, care trasează drumuri, alei, bulevarde, autobuze, metrouri, scutere, precum și alte moduri de transport ale unui oraș. Nu vorbesc despre o aplicație software care mă poate duce de aici acolo, ci de o aplicație care să mă ducă de aici acolo, dar cu efort, cost și interacțiune minimă. Practic vreau confidențialitatea, controlul și confortul de a conduce propria mașină, dar fără să conduc în mod necesar. Și asta fără să fie nevoie să-mi țin mașina în apropiere sau să caut un loc de parcare la final. Cele mai multe conversații par să oprească la ideea că va exista o flotă de mașini cu conducere autonomă, gata să te ducă oriunde, oricând și când vrei să mergi, după ce ai apăsat, bineînțeles, pe butonul confirmă la aplicație. Dar când ajungem la acel punct, oamenii vor putea reevalua costurile și beneficiile deținerii unei mașini. Ce se întâmplă când nu mai ai nevoie de propria mașină? Spre exemplu, orașele deja regândesc parcările, nu? Adăugăm noi parcări astăzi pentru a ține pasul cu cererea actuală? Dar dacă e să stau să înțeleg un pic mai mult în detaliu, 15-20 de ani de acum înainte, această nevoie va dispărea aproape în totalitate. Unele noi locuri de parcare sunt proiectate astfel încât să poată fi transformate în spațiu comercial sau rezidențial. Altele sunt construite în moduri care le face mai ușor de demolat mai târziu. Și acum va mai avea marea masă de oameni care locuiesc în suburbii și dimineața traficul de intrare și seara de ieșire din București, vor mai avea nevoie de un garaj acasă? Personal îmi place să cred că generațiile viitoare nu vor mai trebui să susțină examen de conducere și nu vor mai trebui să-și renunească ITP-ul, ceea ce am văzut eu că trebuia să fac azi dimineață, dar de fel de sincer vă spun că nu știu ce o să fac cu toate chestiile pe care le am în garaj și nu știu cum o să renunț la el. Probabil că nu vor mai exista benzinării în colț. Nu mai va exista servisuri auto pe fiecare stradă, iar magazinele de piese auto vor dispărea în proximitatea locului de locuit.
Aceste funcții vor exista în continuare, dar în facilități de servicii mai mari, care se află în zone mai puțin costisitoare, mai centralizate, deoarece nu va mai trebui să fie apropierea convenabilă pentru fiecare șofer sau persoană. Sunt o mulțime de oportunități imobiliare de prim rang care se vor deschide, nu? Toate aceste fluxuri de venituri și vânzări nu vor dispărea, dar se vor schimba. E, în ce? Nu știu să vă spun, dar imaginez că vor fi companii care au un succes sau chiar un mare succes astăzi, care vor fi dezamăgite în viitorul deceniu sau două dacă nu învață cum să pivoteze pentru a susține această nouă paradigmă. Totul începe cu inteligența artificială care scoate volanul din mașinile noastre și de acolo va afecta un întreg ecosistem de afaceri. Cred că trebuie să începem să folosim datele pentru a trece înaintea acestor transformări care urmează. Practic, cu AI, totul începe cu scopul utilizării și am avut ocazia să vorbesc de curând cu echipa din jurul Chief Technology Officer de la noi, de la Dell Technologies, care au intervievat funcții cheie de tip data scientist, data officer, despre gestionarea datelor și maturitatea data scientist. Cercetătorii au găsit două categorii de organizații și câteva concluzii de care vă pot ajuta să prioritizați tipurile de cazuri de utilizare care sunt cele mai importante pentru dumneavoastră. Primele sunt companii axate pe noi modele de afaceri și pe inovare. În esență, noi modalități de a genera venituri. Acestea tind să fie companii din industrii mai puțin reglementate. Marketing, publicitate, vânzări, software, tehnologie. Celălalt tip de organizații sunt industrii mult mai strict sau mai puternic reglementate, unde companiile caută să obțină o eficiență mai mare din procesele existente. Aici găsim domenii precum financiar sau asigurări. În funcție de tipul de companie în care vă aflați și chiar de obiectivele dumneavoastră actuale, puteți ajunge la cazuri de utilizare mai disruptive, mai perturbatoare, big bang, sau la cazuri mai ușoare, de optimizare a procesului. De-a lungul timpului, probabil că veți explora părând cazuri de utilizare din fiecare zonă. Nu există un singur răspuns corect ce să faci cu inteligența artificială și cu analytics. Și există o mulțime de opțiuni de luat în considerare și motive de a lua în considerare. Hai să aruncăm un ochi la un posibil exemplu de o companie care găsește modul de lucru în procese care poate duce la inovații, care generează loialitate și, de ce nu, posibile noi fluxuri de venit. Practic, cu siguranță am zburat. N-am mai zburat de ceva vreme, s-au zburat de ceva. Eu am început deja destul de mult să zbor și îmi imaginez că dacă ar trebui să fiu responsabil pentru serviciul de clienți la o companie aeriană, acest lucru s-ar putea să-l văd destul de des. Clienții care așteaptă la poartă pentru un zbor de legătură tocmai sunt anunțați de agentul de embarcare că zborul e anulat. O mulțime de călători obosiți grăbesc la cel mai apropiat birou de asistență pentru clienți pentru a-și găsi noi conexiuni către destinația finală, fiind, bineînțeles, supărați pe situația de față. În speranța că va găsi peste coadă un client mai dibaci cu telefonul, sună la numărul de telefon de la serviciul de clienți, navigează până opțiunea de opțiuni pe care le are și rămâne oricum blocat în coada lungă de așteptare de la telefon. În momentul în care clientul va ajunge la un agent activ, deja este super supărat, nervos, frustrat și oricum cele mai multe zboruri s-au epuizat, hotelul și tichetele de masă au dispărut. Clientul dumneavoastră are o legătură cu un zbor, un tip de zbor cel puțin incomod, dacă ar fi să spun așa. Acum va trebui să plătească pentru cazare, pentru masă, transport, în așteptarea noului zbor. În plus, bagajul, vine echipa de handling a companiei aeriene, nu e chiar sigură unde se află respectivul troller sau când va fi recuperat. Bomboana pe colivă, nu? A doua zi, sistemul automatizat primită o invitație standard, veselă, prin care îi cere să completeze un sondaj despre experiența de călătorie. Evident nervos pe compania aeriană, care pare să nu aibă idee prin ce tocmai a trecut, asta dacă nu cumva a apucat să nu zboare, evident că sondajul va fi ignorat, clientul va folosi rețelele socializare pentru a spune lumii întregi ce simte despre minunata experiență.
Din păcate, scenariul nu e chiar nefamiliar. Și nu se limitează doar la industria aeriană. Companii de automobile trebuie să facă rechemările în service. Băncile fac față la întârzieri de procesare și tranzacții fraudioase. Producătorii suportă întârzieri de producție și lacune în controlul calității. Fiecare industrie face față unor provocări din ce în ce mai numeroase. Cu puncte de fricțiune care ar putea deranja clienții, care pot perturba fluxul de afaceri, dar, din fericire, eu cred că există o cale mai bună. Hai să ne întoarcem în timp la momentul de înainte ca zborul să fie anulat. De data aceasta, compania aeriană are o aplicație cu un chatbot inteligent. Aplicația e conectată la operațiunile de zbor, așa că poate să începă să avertizeze pasagerul în momentul în care zborul este anulat și oferă imediat opțiuni de rebooking sau alte alternative. Aplicația accesează apoi sistemul de ospitalitate pentru a furniza tichetele electronice, voucherele pentru cazare, pentru masă. Bagajul pierdut, aplicația se poate conecta la sistemul terț de handling al bagajelor din aeroport, știe exact unde e trollerul, știe exact când va ajunge la destinație. Practic, poate efectua de asemenea o analiză de sentiment cu privire la activitatea clientului pe rețelele sociale și intervine cu o ofertă sau stimulentul potrivit pentru a compensa inconvenientul. Aceste acțiuni fac pasagerul să simte apreciat și îi sporesc realitatea, nu? Nu mai e nici măcar nevoie de un sondaj. Ar strica dacă cineva mi-ar da 5 stele pentru acest serviciu. Hai totuși să ne gândim la a treia opțiune. De data asta, ce ar fi să evităm întreruperea serviciului? Nu mai am clienți de mulțumiți care încearcă să-și actualizeze planurile, toată lumea merge așa cum dorea, nu mai am costuri suplimentare cu vouchere de hotel sau de masă, avem un sâmpet pe buze cam toți, vedem cam cum am putea să facă chestia asta să se întâmple. Păi, echipa de operațiuni de zbor ar putea să-și folosească datele existente din anii de întreținere a avioanelor pentru a antrena și a rula o aplicație bazată pe inteligență artificială care prezice defecțiunea pieselor. Aplicația ar fi putut detecta potențiala problemă și ar fi putut de asemenea direcționa automat piesele, personalul, către locația optimă de mentenanță preventivă. Prin urmare, zborul nu ar fi fost anulat, iar călătorii ar fi respectat programul și ar fi fost mulțumiți. Clienții nu se așteaptă ca totul să funcționeze conform promisiunii. Și în fiecare industrie, oportunități abundă în a aduce informații în operațiunile dumneavoastră. Această inteligență poate oferi clienților o experiență mai bună, care să facă diferența între business-ul tău și al concurenței. Dar suntem încă departe de a utiliza această capacitate și eu cred că marea majoritate a companiilor au nevoie de ajutor cu care să-și regăsească avantajul competitiv, care depinde de capacitatea de a utiliza datele potrivite rapid și precis. Navigarea cu succes în deceniul de date, cu instrumente și procese potrivite pentru a descoperi și gestiona deciziile și datele, înseamnă că va trebui să luăm decizii bazate pe date care să-mi permită să reimaginez experiențele clienților, corect? Ale produselor și chiar ale modelelor de afaceri. Dar probabil că vom avea nevoie să depășim obstacole cheie, cum să știm ce date avem și în ce date putem avea încredere, cum gestionăm datele distribuite, care cresc absolut exponențial, cum activăm datele folosind inteligența artificială și analytics, pentru a produce rezultate mai bune. Hai să ne uităm mai de aproape la fiecare din aceste zone. În primul rând, volumul și distribuția datelor. Acestea sunt dispersate în centre de date tradiționale, în cloud-uri publice, private, cloud-uri hibride, în edge. Există în toate sursele tradiționale, în insule care nu au partajat niciodată informații între ele, iar bineînțeles că există containere care opresc, pornesc totul în minute, secunde. Considerăm că mulți dintre clienții noștri au nevoie de ajutor pentru a localiza datele utile și pentru a le face ușor de descoperit de cei care trebuie să le gestioneze, să le activeze. Când ne gândim la toate aceste date, trebuie să fim de asemenea îngrijorați de
fragilitatea infrastructurii, dacă pot să folosesc acest termen, clienții noștri colectează mai multe date și mai rapid de oricând până acum pentru a se apropie de business-ul lor, de clienți, de furnizori, de operațiuni. O mulțime de date noi vin de la echipamentele Edge. Iar acest lucru nu va face altceva decât să ducă la o dublare a datelor lumii. Undeva în 2024 ne așteptăm să vedem 149 de zettabytes. Asta este o provocare în sine chiar înainte de a pune probleme legate de reglementare sau conformitate. Având în vedere nevoia de a gestiona depozitele de date în expansiune, în medii distribuite și în același timp de a menține poziția de securitate și de conformitate cu o nouă serie de bune practici și reglementări, este foarte posibil să descoperiți că infrastructura noastră actuală pur și simplu nu va face față. Pur și simplu nu va putea scala pentru a face față nevoilor moderne de generare și colectare a datelor. Fără acces facil la date de încredere, ajung la ultimul punct de pe acest slide, nu voi putea genera informații utile legate de rezultatele afacerii și de ecosistemul mai larg pe care îl vom putea afecta. Ce perspectivă putem genera care să ajute organizația sau partenerii de business să producă un avantaj competitiv? Să rupă lanțul, cum spunem noi. Ce perspective, în sensul de insight, vor genera alții din industria dumneavoastră care vor putea perturba afacerea? Și cum vă puteți asigura propria creștere și stabilitate în acel mediu în schimbare? Haideți să vedem un pic, de fapt, cum putem construi împreună, dumneavoastră, acest avantaj competitiv. Vorbeam de volumul și distribuția datelor, care reprezintă o provocare. Vă putem ajuta să descoperiți datele valoroase. Chiar acum când generați mai mult decât oricând și în mai multe locații decât până astăzi. Asta înseamnă să puteți gestiona datele la scară, folosind un model modern de operare în cloud, pentru a genera mai multă flexibilitate, viteză și scalabilitate. Nevoia de informații utile duce la capacitatea de a decide cu ajutorul datelor, valorificând aceste date cu infrastructură modernă și care este optimizată pentru inteligența artificială și analitic. Cu aceste combinații veți lua decizii mai bune, mai rapid și cu mai multe acuratețe în mai multe locații decât oricând. Iar când vine vorba de a descoperi datele, nu cred că e surprinzător să vedem că sunt nestructurate din ce în ce mai mult și că acestea cresc cel mai repede. Este atribuit în mare parte a creării de date precum video, audio, imagini și asta se întâmplă, bineînțeles că în special la Edge, unde e de aproximativ 6 ori mai rapid decât în alte locații. O cameră de securitate, spre exemplu, poate genera 250 de megabytes de date pe secundă, rulând la 10 cadre pe secundă. Am fost de curând în Croația și am vizitat un client care se numește Rimac. Autovehiculul autonom pe care dânsii îl construiesc generează mai mult de 4 terabytes de date pe zi de la senzorii pe care are. Un avion, că tot vorbeam de industria aeronautică, peste 50.000 de senzori la bord, mai mult de 2,5 terabytes de date pe zi. Combinând datele dumneavoastră de mare valoare și procesarea unui procent mai mare din ceea ce vă este disponibil, vă va ajuta să obțineți un avantaj competitiv nu numai astăzi, dar și în viitor. A doua idee este cum vom putea să gestionăm datele în diverse locații. Portofoliul de hardware, software și servicii al Dell Technologies oferă mai multe opțiuni, flexibilitate și predictibilitate în modul în care selectați, protejați și guvernați datele, indiferent dacă este vorba de cloud-ul dumneavoastră, hibrid, on-premise sau off-premise, sau într-un cloud public, sau, de ce nu, la Edge. Iar ultima și nu cea de pe urmă, legată de descoperirea și gestionarea datelor, este legată de activarea acestora, încât să putem lua decizii mai bune, mai repede. Vă putem ajuta să faceți acest lucru la o scară potrivită. Vă putem ajuta să identificați datele potrivite care sunt disponibile pentru a fi alimentate motoarele dumneavoastră de decizie și putem alimenta aceste motoare de decizie pentru a oferi rezultate la viteză și la nivelul de precizie cerut. Facem acest lucru prin optimizarea AI și analytics la orice scară, de la stație de lucru
la supercomputer. Avem cel mai larg portofoliu de conceput pentru AI, de la stații de lucru precision pregătite pentru inteligența artificială, la servere ultra-dense, PowerEdge, optimizate cu diverse acceleratoare, cu multe opțiuni pentru a se alinia la cazurile noastre de utilizare. Dacă doriți să activați datele în mai puțin timp și cu mai multă încredere, o fi cineva care își dorește așa ceva, soluțiile noastre de tip Validated Technology sau Ready pentru Analytics, AI și HPC sunt concepute ca building blocks, cum ar fi servere, storage și networking din portofoliul nostru, împreună cu software-ul pus la dispoziție de parteneri, care este testat și validat de inginerii Dell Technologies. Iar cu Dell Technologies Cloud vă putem sprijini pe măsură ce vă activați datele pentru a obține rezultate mai bune în toate mediurile dumneavoastră și la orice scară. Acolo unde aveți nevoie de ajutor pentru a începe, vă oferim o serie de resurse pe care le puteți accesa înainte de a veni timpul să discutați despre infrastructură sau modul de consum de care aveți nevoie. O implementare a AI modernă are mult mai multe șanse să reușească atunci când este susținută de un model de operare în cloud. Să luăm un minut să discutăm despre chestia asta. Un punct de plecare cu un model de operare cloud, model de operare în cloud, se referă la modularitate. Și cel mai frecvent acesta începe cu containerizarea aplicațiilor și alinierea activităților operaționale în consecință. Folosirea containerilor sporește flexibilitatea și scalabilitatea oricărei aplicații. Modularitatea pe care o va aduce o aplicație crește viteza cu care puteți livra rapid modele AI nou antrenate, nou pregătite și mutarea lor în producție. Această flexibilitate se extinde asemenea în infrastructura centrului de date, facilitând echipelor dumneavoastră de operațiuni să gestioneze probleme fără a impedina asupra mediului de aplicații în timp ce afacerea crește. Ca alt obiectiv cheie al modelului de operare în cloud este separarea funcțiilor, atât tehnice cât și operaționale. Un punct de plecare este excelent este separarea datelor de aplicații. Acest lucru va ajuta să găsiți și să capturați datele de mare valoare, care pot fi folosite pentru a vă alimenta modelele AI, astfel încât acestea să obțină mai multe valoare din datele dumneavoastră. Cu datele noastre separate și datele noastre de mare valoare identificate, puteți lua decizii mai bune. Cu privire la aceea, trebuie să captați și să procesați în același timp. În cele din urmă, modelul de operare în cloud potrivit oferă orchestrarea operațiunilor consecvente în toate locațiile dumneavoastră, on-prem, off-prem, edge. Capacitatea de a-ți orchestra pe deplin implementările AI va fi necesară pe măsură ce mașina devine mai integrată în operațiunile tale de afaceri, iar afacerea se extinde la scară mai mare în locații și în piețe noi. Întregul portofoliu de produse este conceput și optimizat pentru a face față cerințelor actuale. Este gata să ajute să facă față provocărilor moderne și inovăm în mod constant un portofoliu larg de hardware, software și servicii pentru a vă oferi cele mai bune soluții din clasă și lucrăm cu un ecosistem de parteneri pentru a oferi soluții simplificate și automatizate. Și pentru că avem și știm că referințele sunt esențiale, putem să ajutăm să înțelegeți cum au avut succes colegii dumneavoastră pentru a vedea de ce sunt încântați să lucreze cu noi și pentru a vedea în ce măsură este posibil ca tehnologia să continue să avanseze. Echipele noastre pot să vă pună la curent cu povești de succes pentru a vă arăta cum i-am ajutat pe clienții noștri să rezolve unele dintre cele mai interesante probleme ale acestora și cazuri comune de utilizare. Practic, avem o mulțime de povești interne despre noi. Echipe multe de date, un volum de peste 200.000 de de comenzi zilnice și peste 2,5 milioane de comenzi de tranzacții zilnice. 22 de fabrici distribuite pe întreg mapamondul. Fac din posibilitatea de a utiliza datele de telemetrie pentru timp de răspunsuri pentru site-urile web, pentru a schimba proactiv procese. O știință pe care o putem transfera către clienții noștri de a explora rapid și ușor informații despre tehnologii emergente și cazuri de utilizare.
Iar ultimul exemplu de care vreau să vă spun, capacitatea de suport assist pe care o vedeți implementată la nivelul echipamentelor de lucru, permit o asistență proactivă și predictivă, care înseamnă milioane de dispozitive conectate. În mod similar, folosim datele intern pentru a furniza și a reduce cu cel puțin o treime probleme legate de aplicațiile pe care le au și incidentele pe care le au angajații noștri. Ce putem face mai departe? Echipe de specialiști în vânzări care vă stau la dispoziție cu soluții. Customer Solution Centers, unde vă putem informa, recomanda și demonstra o serie întreagă de tehnologii și platforme. Și nu în ultimul rând, laboratorul de informare, de inovare și inteligență artificială și HPC din Austin, un centru de peste 13.000 de metri pătrați, care oferă acces la soluții concepute special pentru AI și HPC. Clusterul Zenit din laboratorul nostru este clasat pe lista top 500 a celor mai rapide echipamente din lume. Vreau să închei prin a vă spune că aveți la dispoziție un partener care să vă ajute să descoperiți care sunt datele noastre de mare valoare, să le gestionați și să utilizați aceste date pentru a lua decizii mult mai rapid în afaceri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Șerban. Exemple bune și sănătoase. Spune-mi, te rog, apropo de acel exemplu de predictive maintenance, există, nu știu, proiecte în România sau se pare că antreprenorii români sau companiile din România localizate vin cu astfel de solicitări, pornind de la exemplu pe care l-ai dat? E clar, predictive maintenance este un genul de proiect care aduce foarte multă valoare pe tot, în tot, toată gama operațională. Așa este. Fără să mă refer neapărat la un client anume, pentru care nu am chestiunea astăzi să-l divulg, întăresc acest lucru. Am văzut foarte multe astfel de exemple, în special în zona de manufacturing, în zona de oil and gas și de asemenea în zona de telco, de implementări care pun la punct soluții care să vină în zona de înțelegerea a proceselor care urmează să se întâmple, astfel încât să pot să decid dacă e nevoie să închid sistemul sau pot să găsesc un debușeu pentru a rezolva problema pe moment, astfel încât să pot repara în prima fereastră disponibilă. Deci, practic, din cele 450 de proiecte de AI pe care le-am văzut scrise, măcar unele dintre ele se regăsește prin România, corect? Alea sunt proiecte interne, sunt proiectele noastre de analiză a modului în care funcționăm. Acele sunt proiecte interne de... Ne lucrăm cu date de mai mult de 30 de ani și e probabil una dintre resursele cele mai importante pe care le avem la îndemână pentru a înțelege cum vor reacționa clienții noștri la o schimbare de produs, la o schimbare de platformă, la o schimbare de componentă și de aceea ne uităm foarte atent la aceste informații. Sunt doar exemple interne. Ceea ce am da. Mulțumesc foarte mult și pentru datele astea, 4 terabytes emiși de o mașină rimat pe zi și un avion 2,5 sunt niște date care ne arată cam în ce zonă mergem cu digitalizarea, cam în ce zonă se duce societatea până la urmă. Iar gândește că ca să certifici o mașină autonomă, trebuie să parcurgi minim 2 milioane de kilometri. Gândește ce înseamnă asta expandat la volum de date. Este uriaș. Trebuie să ai și un storage mobil acolo. Devine un centru de date în fiecare mașină și server la fiecare intersecție. Ne apropiem de lucrul ăsta. Clară treaba. Șerban, mulțumesc foarte, foarte mult. Mergem mai departe, nu înainte de a anunța ceea ce trebuia să anunț la început. Evenimentul se realizează cu sprijinul partenerilor noștri tradiționali, Dell Technologies și Google, și a partenerilor Horvat România, Matricia, Softeligence, Relevance Management și, desigur, revista Cariere. Mergem mai departe, mulțumim foarte mult prietenii noștri de la Google, Dorian Hodorogea, Customer Engineer for Smart Analytics, Google Central Eastern Europe. Bine ai venit, Dorian, încă o dată alături de noi. Ce ne-ai pregătit? Bine v-am găsit. Mulțumesc mult, Iugo, pentru invitație. Astăzi m-am gândit să abordăm cumva mult mai practic față de ceea ce discutam anterior și, practic, să vă arăt în câteva pași cam care ar fi sugestiile în a aborda AI, indiferent de industria în care se află,
cei din audiență, cât și, să spunem, cum pot pune primii pași în a aborda AI în cloud. Super. Așa. Să-mi spuneți când vedeți prezentarea. Se vede, se vede. Super. Ok. Practic, titlul prezentării de astăzi este AI Journey, pornind de la valoarea pe care ar trebui să o aibă până la implementarea studiilor de caz sau unor use case-uri, așa cum vine în limba engleză. Practic, ce înseamnă asta? Până acum, ce m-ați auzit sau m-ați văzut chiar discutând era legat de o mulțime din blocurile de aici, cum le punem împreună, cum construim, cum abordăm cap-coadă, un studiu legat de date batch, date real-time, cum implementăm folosind lucruri gata construite, cum folosim TensorFlow și așa mai departe. Discuția de astăzi o să se mute într-o altă direcție și anume spre cum pornim de la a găsi banii necesari și cum facem în așa fel încât să-i folosim eficient. Am pornit, să spunem, această idee de la o carte pe care am terminat-o de citit de curând, se numește AI Superpowers. Spre marea mea rușine este lansată în 2018 și abia astăzi am reușit să o citesc. Kai Fu Lee este un om de știință care a lucrat în diverse laboratoare de cercetare, propria sa companie de investiții în startup-uri și pune în două perspective China și Silicon Valley, ca două poluri mari ale zonei de AI, abordări, perspective, tot ce înseamnă partea politică, socială, economică și mai departe. Și un lucru interesant pe care îl spune este legat de stadiile AI-ului. Practic, noi, în acea perspectivă, ne aflăm în primul pas în cea de automatizare. Și cum am auzit și mai devreme, unul dintre, să spunem, use case-urile relevante în această zonă este zona de predictive maintenance. De ce? Pentru că algoritmii care din 2016 erau foarte aproape de cei umani, acum depășesc capacitatea oamenilor de a identifica anumite erori, probleme în diferite imagini sau videouri pe care le folosim. Astfel încât aplicabilitatea unui astfel de use case devine foarte simplu, este vorba doar de a avea datele necesare. Și asta ne duce spre cel de-al doilea pas, practic alergarea spre a avea cât mai multe date, în așa fel încât să construim modelele cele mai bune să le deservim mai departe. Bun, până acolo, hai să vedem puțin cum abordăm. Și aici este prins foarte, foarte simplist, aș zice eu, dar vrea să pornească la o idee simplă, și anume, în momentul când vorbim de AI, ne referim foarte mult la cloud. De ce? Pentru că, de obicei, în cloud beneficiezi de acea flexibilitate de a avea putere de calcul foarte mare pentru un timp scurt, ceea ce înseamnă antrenarea acelor modele pentru un anumit use case, pentru un anumit set de date, pentru o populație nouă și așa mai departe. Și apoi să reduc semnificativ, poate sub 10%, pentru că voi aplica doar ceea ce se numește scoring. Practic, voi spune cât de probabil este ca un client să cumpere un produs, care este cel mai bun produs, care de mare este riscul pentru un anumit credit, care este posibilitatea ca piesa scanată să fie, de fapt, scrap sau să genereze scrap mai departe pe linia de producție și mai departe. Practic, ideea pornește de la hai să vedem cum putem reinvesti niște bani pe care îi avem în departamentul de IT în forma unor economisiri și să nu investim în, să spunem, partea de tehnologie sau zona de infrastructură, pentru că asta va aduce niște, să spunem, beneficii nu imediate, ci pe un termen mediu sau chiar lung, ci cum pot să investesc în așa fel încât să identific niște use case-uri care sunt relevante și aduc beneficii în zona de business. Și vedem aici augmented customer, augmented employee și cum pornesc această investiție încât să-mi startez, că există acest termen în limba română, acest AI journey. Practic, nu o abordez dintr-un punct de vedere, pentru că este mult mai simplu să am beneficii pe termen lung dacă încerc diferite căi. Ok, am abordat partea de unde găsesc banii. Acesta este un exemplu
care pornește, și o să vedem pe slide-ul următor de la ce, pe care o putem construi pentru dumneavoastră, pentru un client sau pe care îl puteți construi și singuri, nu cu aceste culori sau aceste grafice, dar pornind de la niște idei simple. Și anume, există studii legate de diferite industrii care sunt scenariile de implementare, ce se poate implementa și când, și mai ales beneficiile pe care le aduc aceste tipuri de implementări de AI. Când spun tipuri de implementări, mă refer la tipurile de modele sau modelare de date, care sunt nevoile de business pe care le deservesc și cum, și care este impactul din punct de vedere, să spunem, business, care pot fi atât reduceri de costuri, cât și creare de noi piețe și așa mai departe. Și într-o astfel de perspectivă, descoper care sunt cele 3-4 mari zone în care investesc. În cazul de față, mă uit supply chain and manufacturing, din nou un studiu legat de zona de predictive maintenance și pe care l-am discutat mai devreme și de ce. Marketing and sales, price and promotion. Din ce în ce mai mult ne uităm la nu niște prețuri fixe pentru noi ca și consumatori, ci prețul care se schimbă în funcție de comportamentul pe care îl avem, interacțiunile, momentul, al zilei și așa mai departe, care pot fi dramatic schimbate, și asta din nou este o piață foarte importantă. Și alte să spunem, alte zone operaționale în care pot implementa zona de AI. Și revenind la prima idee care vine din nou din carte, partea de automatizare, unde multe lucruri pot fi, să spunem, automatizate, reducând astfel și tipurile de erori umane asociate unor volume foarte mari de lucru. Din nou, asta este un exemplu luat pe un anumit tip de client, un anumit client, și toate aceste date au pornit, să spunem, de la un studiu de caz. Este practic vorba de studiu de la McKinsey. Vedeți aici un screenshot de pe site-ul lor. Practic, dacă vreți să faceți un astfel de exercițiu singuri, fără să spunem, să știți efectiv ce ați vrea din punct de vedere business, dacă știți, cu atât mai simplu e de construit. Pornind de la tehnici, vedeți că sunt trei drop-down boxuri. Una din ele este tehnici. Ce tehnici de modelare a datelor voi folosi, ce tipuri de date am, și aici date, vorbim de date structurate, nestructurate și așa mai departe. Și ultima este problem type, este, să spunem, un incipient pentru acea nevoie de business. Aici le-am selectat pe toate, am selectat toate industriile, numai ca să vedeți unde există un astfel de potențial. Retail, și în partea dreaptă jos vedeți acolo Customer Service Management, Price and Promotions, Churn Prediction, Channel, etc. E foarte important în momentul când pornesc zona de AI să știu ce vreau să abordez, cum vreau să transform business-ul în așa fel încât să implementez diverse zone de AI. AI pentru mine este un termen, să spunem, destul de pompos pentru ceea ce implementăm. Sunt multe lucruri de automatizare sau de procese de machine learning tradiționale pe care le pot implementa cu foarte multe beneficii, fără să folosesc, să spunem, ceea ce aș avea în ziua de astăzi, image recognition, video, sentiment analysis, cât și partea de, să spunem, de lucru cu alte date nestructurate și mai puțin pe date structurate, unde există multe abordări de ceva timp tradiționale, le numesc eu, care sunt foarte eficiente. După ce mă duc pe un studiu McKinsey, sugestia noastră și ceea ce facem noi cu clienții este lucru pe, să spunem, un plan, 5 ani, 6 ani sau poate chiar mai lung, pentru că un astfel de proces de implementare de AI și machine learning într-o organizație reprezintă o transformare. O transformare despre care o să vorbim și cum o vedem ca și mod de lucru, dar care implică, să spunem, niște zone pe care vreau să le, cu care vreau să încep. În slide-ul inițial, când vorbeam de costuri, ați văzut că erau trei, albastru, roșu și cu galben, se leagă de toate aceste trei puncte din cele patru de pe slide. Practic, mă gândesc cum să intru în zona de marketing și vânzări, zona de supply chain, zona operațională, cât și zona de modernizare de IT, tot ce înseamnă aceasta. Pentru fiecare din aceste patru, bineînțeles, am niște priorități din punct de vedere organizație, dar am și niște inițiative pe care le pot identifica atât în cadrul companiei, cât și pornind de la studiul de mai devreme. Și practic în acele pătrățele de pe slide, mi le selectez și încep să mă gândesc cum pot implementa pas cu pas, încât să pornesc această transformare.
Cu ce umplem acele pătrățele? Prima arie din care pot face aceste îmbunătățiri este zona de augmented marketing și sales. Și aici pornim de la niște idei foarte simple. Nu sunt toate, bineînțeles, pe un slide, dar pot să mă uit în zona de price and promotion și aș alege, ca să discutăm și câte o linie, next product to buy, next best offer, etc. Și în cazul de față, ce înseamnă asta din punct de vedere challenge? Înseamnă personalizarea și optimizarea campaniilor de marketing. Pe cât de, să spunem, simplu și cunoscut este acest termen, pe atât de greu este de implementat încât să reinventez. Mulți și din punct de vedere tehnic ce ne recomandă Google Cloud aici este, de exemplu, zona de BigQuery ca și zona de stocare de date și nu numai zona pe, pentru volume mari și foarte mari, tot ce înseamnă procesare, automatizare, etc., cât și diverse API-uri specifice machine learning în funcție de ceea ce am deja implementat sau gap-urile pe care le am în arhitectura curentă. Value drivers, la fel, nu este, punem, o listă completă, ci doar câte o idee pe fiecare dintre ele. Și mai mult, există foarte multe use case-uri de companii care deja au implementat ceva similar sau cel puțin aceste use case-uri pe care le putem folosi în a învăța ce înseamnă beneficii, probleme și unde am ajuns cu astfel de implementări. Aș alege și partea de next product to buy. De ce? Pentru că mă duc în Vision AI, este o parte interesantă unde pot implementa, chiar folosind arhitecturi de modele și idei de AI foarte noi, în care să înțeleg unde sunt clienții, de exemplu, magazinul meu fizic sau chiar pe pagina mea web, ce comportament au, la ce se uită, unde petrec timpul și, practic, cum pot să-mi îmbunătățesc atât partea de pricing, cât și care sunt produsele și bundle-ul între ele. Desigur, putem intra și în zona de algoritmi care ar fi abordările, dar nu e scopul discuției de astăzi. Mai departe, tocmai ca să avem timp să le acoperim pe toate, partea de augmented supply chain, predictive maintenance, la fel sunt foarte multe lucruri. Aici mă uit foarte mult în zona de reducere a costurilor, costuri de IT, costuri de mentenanță a sistemelor, dar și cum pot, să spunem, un alt beneficiu este cel de reducere scrap. Scrap, aici mă gândesc foarte mult pe linia de producție, foarte multe componente electronice devin și mai scumpe și astfel un use case de predictive maintenance astăzi are o valoare, să spunem, de return mult mai bună față de ceea ce aș fi discutat acum 2 ani sau 3 ani. Și orice subansamblu electronic care se găsește foarte greu, pe care îl, să spunem, îl adaug pe un telefon, dacă, chiar ca idee, dacă sunteți curioși, există pe YouTube un filmuleț de la Google cum arată linia de producție pentru electronicele Google și cât de interesant sunt implementate astfel de use case-uri acolo. Revenind la partea de predictive maintenance, practic subansamblele sunt foarte importante și modul în care eu ajung să nu le lipesc pe o placă care va deveni scrap. Partea de warehouse optimization, știu că discutam asta și acum 3 ani, 4 ani, acum devine și mai important pentru că timpul în care un produs sau, să spunem, un colet, o cutie, se află în depozit, în warehouse-ul meu, se reduce substanțial și mai mult m-ar interesa să fiu sigur că ajunge la clientul sau la următorul punct în lanțul de distribuție cât mai rapid. N-aș lăsa partea de demand forecasting și cum deservesc astfel de nevoi, fie că vorbesc practic de nevoi volumetrice, cât și, să spunem, de multe alte probleme pe care le-aș rezolva cu serii de timp. Augmented operations, practic mă uit la tot ce înseamnă partea de automatizare, îmbunătățirea productivității, cât și zona de fraudă. Fraudă, de ce? Practic, dacă am vorbit în domeniul financiar aici, cred că ar fi foarte multe zâmbete când am întrebat de ce fraudă, pentru că ea există, e prezintă o problemă și mai ales există organisme reglementatoare care îmi cer astfel de analize să le construiesc și să le abordez cât mai robust.
Dar frauda n-ar trebui să fie ceva ce ar trebui să las deoparte, indiferent de industria în care mă aflu. Și asta este, de fapt, mesajul pe care vreau să-l transmit. Există foarte multe metode de fraudă și impactul lor asupra business-ului de astăzi este dramatic. Chiar dacă nu-l analizăm sau nu-l vedem, pentru că ne concentrăm foarte puțin pe zona aceasta, dar cel mai important este cât de ușor pot fi ele implementate folosind AI în ziua de astăzi. Ok. Până acum am discutat foarte mult despre ce înseamnă partea de inițiative, cum ar trebui să-mi construiesc un roadmap pe 4 ani, 5 ani, de unde aș putea să-mi găsesc costurile, reducerea de costuri sau bani încât să fac aceste investiții. Întrebarea este, bun, și acum cum îmi construiesc cultura asta în cadrul organizației? Mie îmi place foarte mult tot ce înseamnă partea asta de AI Adoption Framework, pentru că este un model, zic eu, simplificat, dar foarte bine construit, în așa fel încât să, trecând printr-o sesiune împreună, putem identifica zonele de îmbunătățire. Aici nu vorbim despre tehnologie, vorbim despre cultură, cultură organizațională, cultură în zona datelor, proceselor, oamenilor și tehnologiilor pe care le am în companie. Și asta mă ajută foarte mult să identific gap-urile pe care le am de acoperit. Practic, între fiecare din cele patru zone există câte o legătură. Oamenii și legătura între procese legate de cum sunt gândite echipele, cât de dinamice sunt. Există bugete de AIML, există un, să spunem, un departament central de AIML sau fiecare departament are cultura AIML și fiecare persoană de la product manager până la, să spunem, cel care construiește, să spunem, procesele de business la nivelul organizației folosește instrumente de raportare, analize sau chiar AI. Trecând mai departe zona de oameni și tehnologii, cum se întâmplă procesul de învățare? Foarte important acest lucru datorită, să spunem, dimensiunilor de creștere a noutăților în zona de AI/ML. Foarte important apoi este legătura între oameni și date. Da, vorbim acum de democratizarea datelor, volume foarte mari de date, dar cât de repede au oamenii acces la datele cu care ar trebui să lucreze în mod constant și multe, multe alte lucruri mai departe. Aș menționa și partea de securitate, date și procese. În cloud acesta este, să spunem, unul dintre punctele principale de la care pornim. Cum ne asigurăm că datele, mai ales cele de tip sensitive, PII, sunt gestionate corect? Cum asigur că, indiferent cum pot gândi un proces greșit, să fiu sigur că nu va avea nimeni acces la date sensitive? Și cum asigur că tot acest proces de securizare a datelor îmi oferă totuși acea democratizare asupra utilizatorului? Lăsând la o parte toate aceste legături, ne uităm și din punct de vedere pentru fiecare legătură în parte, care este nivelul de maturitate al organizației în momentul actual. Și anume sunt tot felul de transformări sau studii de use case-uri construite la nivel tactic, strategic sau transformațional. Mă interesează pe anumite zone unde sunt foarte competitiv să abordez ceva foarte tactic încât să câștig pe termen de 3 luni, 6 luni sau chiar până într-un an niște beneficii rapide, fără să-mi construiesc, să spunem, ceva sustenabil pe termen lung, sau mă pot duce chiar în capătul celălalt, zona transformațională, în care să mă gândesc la cum îmi implementez procesele de machine learning, cu tot ce înseamnă MLOps în cadrul organizației, ceea ce duce de obicei o reducere la, să spunem, timpul în care ajunge un model să fie implementat, dar cu atât mai mult mă ajută pe termen lung, pentru că toată lumea știe în cadrul organizației la ce este folosit acel model, ce date folosește în spate, care este impactul oricărei modificări și cum pot deservi sau refolosi un astfel de model într-o altă zonă de business nouă, fără să trebuiască să construiesc ceva de la zero. Un astfel de raport pe care îl construim și care ajunge să fie, să spunem, disponibil în o astfel de discuție, este similar cu acest PDF pentru care am făcut acest screenshot, Google Cloud AI Adoption Framework,
în care discutăm tot ce înseamnă beneficii, abordări și care ar fi, să spunem, pașii pentru a îmbunătăți structura organizației. Cam atât am avut să vă prezint astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru timp și, desigur, dacă există timp și vreo întrebare. Da, mulțumesc foarte mult, Dorian. Foarte interesante acele slide-uri, cred eu, pentru toată lumea, cu acele use case-uri din diferite domenii. Personal, mi-a fi latinat ochiul pe acel use case din zona de logistică și de warehouse, și aveți un case study al chiar UPS, care este unul dintre giganții zonei de curierat, dar și restul foarte multe, adică zona de fraudă, zona bancară, probabil analiză de fraudă și logistică și, în fine, predictive maintenance, și erau două sau trei slide-uri foarte consistente. Mi-aș închipui că cei care își doresc să implementeze un proiect pe zona de AI ar trebui să știe că în acele domenii există deja use case-uri și că li se pot îmbunătăți procesele operaționale. Cum vezi însă în România, cum se întâmplă într-o de față în România, cum ți se pare că se dezvoltă, dacă se dezvoltă sau dacă stagnează sau dacă nu se întâmplă deloc aceste proiecte de AI? Încep să vină și în România sau nu? Eu sunt un optimist, să spunem așa, genetic. Văd foarte multe, să spunem, proiecte incipiente care se construiesc. Văd foarte multe lucruri interesante în zona de digital natives, așa cum ne numim, practic cei care și-au construit business și-au pornit în cloud sau folosind tehnologiile internetului, care se mișcă, care au, să spunem, o transformare și o modificare a business-ului foarte, foarte rapid, și astfel de, să spunem, proiecte de AI se întâmplă chiar fără să știu despre ele sau foarte puțin cunoscute în media sau de către noi cei care lucrăm de ceva timp în industrie. Spre deosebire de zona de enterprise, unde este, să spunem, există foarte multe discuții legate de date. Și spun, ok, datele mele sunt de tip sensitive, organele reglementatorii nu mă lasă, poate n-ar trebui să duc asta în cloud. Și asta duce la foarte multe impedimente și probleme de implementare pe termen scurt sau chiar mediu. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fim mai deschiși în a încerca, chiar cu date insuficiente sau foarte puține, pentru că asta ne va ajuta să vedem beneficiile imediate, să găsim toți sponsorii în organizație, încât să găsim cum și nu de ce nu se poate face un proiect de AI. Da, cred că este foarte important acei sponsori din organizație, pentru că, până la urmă, este un domeniu în care nu este chiar așa de palpabil, dar și este nevoie de foarte mult sprijin din interiorul organizației ca să înțeleagă beneficiile și, până la urmă, poate și costurile și, mă rog, complexitatea, până la urmă, a unui proiect de AI, dar și beneficiile ulterioare. Mi-aduc aminte că am mai vorbit și despre aceste AI maturity model din organizație, cu toate relaționările și toate personajele care trebuie să intre. Și, da, înțeleg că e destul de multă muncă în continuare de a convinge business-urile pentru promovarea soluțiilor tip AI. Bun, ai un comentariu pe un Q&A, o să te rog să răspunzi, pare și comentariu și o sezizare făcută de Dragoș Dima. A mai fost și ceva înainte de la colegul nostru Daniel Gruia, căruia Șerban Sernovan a răspuns. Merge la următorul vorbitor, dacă ai timp să răspunzi, that's fine. Mulțumesc foarte mult, Dorian. And now we're going to switch in English because we have our English session. We have a guest from Birmingham, UK, Mr. Mark Holywalk, I think I pronounced correctly. Head of Technology Strategy from Softelligence. Hi, Mark, how you doing? How's it going on? That's great, and thanks for switching to English. I'm still learning Romanian, and it's amazing me how you managed to switch between the two. You know, really in awe. Yeah, great, thank you. What did you prepare for us today? Yeah, so let me just share the presentation. The first two presenters that were talking about, is very high level. Why the benefits, and what I want to talk about at the moment is
about how to actually make it work in, at scale. You know, it, really take the covers off, look underneath it, see the engine, you know, what engine we need to build, how do we need to deliver it, you know, different ways that companies actually want to buy are changing, as Sherban and Dorian mentioned, and there's a maturity model in there, Dorian indicated there. So we're all sort of need a pathway forward, don't we? So this is what I'd like to talk about, Hugo. Excellent. So the floor is yours, Mark. Right, so yeah, so it's a reoccurring themes. I think we're saying big data, so variety is all, it's unstructured and structured in a different form. Its volume is growing exponential. You know, the usual things around veracity, how do you prove the truthfulness of the data, you, to trust that data coming in, and how do you manage that through to actually get the insight and at scale and reliably to the business. So that's what this is. Just a little bit about soft intelligence, because you're probably wondering who are soft intelligence. We're the previous two speakers, well-known multinational companies. Soft intelligence is been going about 15 years. We are essentially an IT services consultancy. We're full stack. So everything from infrastructure all the way up to through data, through process re-engineering, and actually strategy as well, because you can't really, as we've discussed before, is a lot of it's impacting now our business model. So you've got to think about how you can leverage technology in a strategic way rather than tactically. We find that our industry experience is in mainly in insurance and banking, but we're getting lots of innovative type projects, such as first responder, emergency services, requiring our expertise in managing the data in real time. As Sherban was saying, everything's in real time now. So we've got, interestingly, for a small company, we've got some large customers, so large multinational customers in the space that we're operating in, and we are advising them all the way down the stack. What we are finding is that we're growing quite, you know, as you can see there, we're only about 250 people heads at the moment. We plan this year, and we actually got the demand to grow to from 250 to 350. It's quite a large demand on what we are doing, because we are hitting the sweet spot around data and AI. There's a huge demand in that area, and we're finding geographically also we're expanding. The interesting thing there, which I want to come on to, is how do we actually deliver that? Yeah, so we are starting to move from a custom type model into a repeatable, scalable model that then can scale around the globe. So where Google and Dell have done that, we're on that journey to do that. And we'll explain here about how we actually will do it. Just a bit about here about these individual customers, some thing that I pulled out here. You can see the sort of areas that we're playing in more and more, you know, obviously from the old data warehouse now into data lakes, which was mentioned before, you know, to actually manage this data through in various what we call zones of transformation of the data. Streaming is getting much more prevalent now, and the type of data that we're trying to consume from external sources, well, the internal sources, is, you know, we're moving more and more towards the streaming model, away from the classical streaming and batch. We've also got expertise in the insurance space around what's a core component called rating. That's how you actually create the risk models to start quoting against the risk. And the other thing is we do a lot of low code. There's a whole trend towards low code, isn't there, now? So we've got quite a lot of expertise in the variety of different technologies in that space. So just to recap then, so what's very interesting about all of this stuff is most of the effort, what did they say? You know, 1% inspiration, 99% perspiration. It really is a management effort just to get the little bit of insight in the middle
that we're talking about. So, you know, so from the left-hand side, we aim to collect data from a variety of different sources, and integration is usually the hardest problem that we find. Then you're extracting meaning out of that data and consolidate into a single source of truth across the business requires the governance that was previously mentioned. You know, that's an undertaking in itself. But then once you've got it into that, what we call the silver zone, you know, your bronze zone being the ingestion, the data collection, you're transforming it into a single source of truth that the business units can use, then you've got to get some insight out of it. And that side of things is around what analysis tools do you use, how do you serve up the predictions from the ML, how do you do it reliably, you know, how do you monitor it? Because now we're dealing with models in production that need to be monitored for data drift and concept drift. So that whole end-to-end thing has to be done in real time and circular in an agile way, not just waterfall from left to right. It is constantly changing. So how do you manage that? So yeah, so what we're seeing here, as you can see on the left-hand side, 80% of the time, we've seen this, the 80-20 rule, 80% of time data scientists are spending on preparation and distribution. And again, that was mentioned before. So what we're looking at more and more, going up the maturity model of automation and augmentation around the process that the business is providing to their customers and monitoring all the steps along the journey. And we're trying to do that to get a number of non-functional requirements met, such as, you know, the reliability, performance, scalability, security. We need to invest in the process and the people and the tools, all in one go. And what I'll come on to is the service culture that we need to go to, because that's how people want to consume things. Sermon mentioned right at the start around consumption-based model. People don't want to own things if they can help it. They want to use and get the benefit from. So how do we actually do that? I'll explain about the SLA, service level agreement type, ITSM, IT service management, orchestration of all of this, right? So again, very simply, people, process, technology, usual stuff. And Dorian mentioned about the extra bit about data coming in there and the relationship between those four components. We are trying to take this variety of, and Silver mentioned about essentially IoT on the edge. You know, we've got emails coming in. Following speaker will talk about that in more depth than me. But you can see we're in a world now that the variety of data is a real challenge to try and bring into a central point of single source of truth. And this agile process I mentioned before about how do we continually make it relevant to the business in real time. I'll go a little, sorry about that, this is a bit more detail, but it just shows you the sort of infrastructure logically that we need to have in place from the data side of things, taking all these different types of sources into what we now call lakehouse architecture. It's basically a combination of, you know, data lakes and the old data warehouse technology, bring that together with what they call the ACID rules. So you're trying, you essentially, business wants to create transactions over this data. So data lakes don't cut it for all that. We're using what's called Delta Lake. So this read and write capability, reading is a lot easier than writing, because writing, you're talking about transaction control. So we're now moving into experience. All of this data now needs to be consumed. So how does it get consumed? It's going to be consumed by the line of business applications and potentially external, with customers now demanding API access. So it's now, so we're more and more turning all of this stuff into microservices in the way of consuming it. Again, dropping down into deeper physical architecture. So this is just an example of sort of tool sets that we use. And so we're taking in the variety of data here through different zones of transformation
that can be interrogated by different skill sets, essentially. So people like data scientists have a great deal of experience in dealing with data and want to be able to create their own feature sets can come into the silver and gold, actually, area. Whereas platinum, you know, we're talking about something that can be consumed at a much higher level in applications. And what we're saying is here is that there's a flow into the what we call an ML development service. So this is where the data scientists, our data scientists, or our clients' data scientists will sit. And each of these are now starting to turn into different services. So an ML, if you see all this, it's an MLOT service, a visualization service. And then we can, within each of these blocks, we can put in different technologies, different skill sets, and then have a chance because it's going, we're moving much more into a service culture, is to be able to distribute that capability, which we talked about earlier. So just very simply, you know, now we're consolidating these layers into services. They, you know, customers might want to utilize their data scientists. Fine, we can plug those into a service framework, which can, the underlying MLOPs for their data science can be outsourced to us, or we can help them with their own, essentially the same service framework internally. So that's now starting to drive value and measurable value, so through SLAs to the business. And that is quite crucial because at the moment, a lot of the data scientists that we come across, and even IT folk, are, especially in the insurance sector, are almost disconnected from the business. And we're trying to bring this closer to business value that is recognized, and a P&L for each of the services being created, and return on investment. So we know all these services need investment. So just to sort of summarize, essentially what we're doing is splitting up the whole pipeline. It's a data ops of collecting data through various zones. That is a service on its own that actually we're coming across different ways customers want to consume that. So some people want it themselves, like especially the larger customers want to run their own data architecture pipeline, and they want to use us to provide the skills to augment their teams to build that data ops service. So we've got that going right now with a few customers who are quite large who have that capability to take on and run it themselves. The smaller end of customers can't afford to do that. And it's back to that whole thing around CapEx and OpEx we talked about before. You know, do you take on employees to actually do this? Or do you outsource the service and pay per result eventually? So that's what the silver, gold, platinum, let's say service level is about, is to move towards outcome, business outcome, and pay, and the charging model as well around the outcome, and a risk reward potentially structured around it. So you can see it's starting, technology is enforcing, and the speed and agility required is forcing us to think about service management of all of this. So, you know, service delivery, you know, in ITSM, you know, you've got the incident problem change management, you've got on the service strategy to the service design, you've got the configuration management, you've got all these things in the ITIL is an ISO standard, in this space that you're starting now to bring in to be able to separate the concerns and have the basis of for our clients to be able to consume and put together these services themselves or outsource certain parts that they don't want to actually do because they don't have enough volume or it's taken off their core business, away from the core business, for instance. And we just plug these two together with the inside of them, the people, process, and technology, and an economic model about how it runs and how it scales up and where it's located as well. So yeah, so that's basically it's moving more and more and more to indeed a service. So people want to buy outcomes. The people don't want to own the assets if at all possible.
the need to be agile. We're finding that the service mentality is fits that great, except the challenge is how we move from, you know, old legacy-based systems that you own to this new world where you don't actually own much, but you focus on strategic, what's very important to the business. Thank you very much, Mark. Very interesting and insightful presentation. Let me ask you something. So regarding those projects, analytics projects or big data projects, or I don't know, artificial intelligence projects, who are, in your opinion, the function that generates, you know, those kind of projects? Is it the CIO, the IT department, or these requests are coming straight from the business in general? It's a great question. It depends. So we've got one client that I think it was led from one BU. It was claims. It's part of the insurance life cycle, so the claims cycle, yeah? So we had a head of claims, knowing data was very important, especially, and again, that was mentioned before, about fraud management, yeah? Fraud. So it's a key component of trying to keep the costs down and the risk down in claims management. But the problem was that the data was spread all over the business, and there was no way for them to get a complete picture. You know, imagine people from first notice of loss, you know, where you have a car crash, you know, so where does that information, the accident, come from? How do you improve the experience of the end user? Well, really, they want to get their claim settled as soon as possible, right? And another car on site. So that was the use case of how do we do that? And it rapidly became to the point that because the BU had the problem, it's cross-business as far as the whole set of BUs for the data, but we had one single BU driving it. So we essentially built that platform, which then evolved, like you saw then, into, well, what are we going to do? You know, how do we get all that data together? How do we make sure it's a single source of truth? Then you need all that architectural governance. You need the BUs to actually agree it. So it starts to propel itself actually, if the claims department can get the benefit out of this, why can't we too? Because you've got the same data then. And so I found with that side of things, you need one leader, well, at least on the BU side, to pioneer it, when then the other people can see the benefit and how you actually did it, and then they can join it. I think the danger is to do it top down, and it takes years to actually build this thing out in layers. In fact, the consultants that they got in before us actually did say, well, you need to build all this infrastructure first, all of this data architecture on top, and then sometime these are the big phases, sometime in the future, you'll get the business benefit. That is totally the wrong way of doing it, isn't it? Because you've got all of that time, which need investment before you can even get anything out the other end to result. So the idea is to think strategically around the architecture as you go, but generate that business result early. And so then people can then invest in the growth of it. It is agility, that's the key. All right, Mark, thank you very much for being with us. It's a pleasure. Do you have any business in Romania so far? I mean, do you have projects? Yeah. So we have banking and insurance projects. So TBI Bank, OmniSig, you know, so I can give you a whole list of them, actually, because that's where the business started, Hugo. what we're finding, though, in the UK, this is why I'm from the UK, joined the team, is there's a tremendous opportunity in the banking area for us to move into because of our experience of banking in Romania. Yeah, so we're in Craiova and Bucharest and Moldova, you know, and we're expanding over there. But this model of service delivery allows us to expand rapidly because we're thinking about how the cloud delivery model with augmented people services on the top of it, rather than people services, if you see what I mean. And everyone gets their own infrastructure. All right, Mark, thank you very much. I hope we'll be able to meet you again, maybe physically, to our next events. Thank you very much, Mark. Pleasure. Now we're going to switch back to Romanian and then touch on Apoi la limba română și mai avem două prezentări.
înainte de a începe discuția din panel. Andrei Negulescu, Product Evangelist în cadrul Matricia Solution, cred că n-am scris ordinea, da. Salut, Andrei! M-am uitat un pic pe brieful de prezentare și pare ceva foarte catchy, așa, o să urmăresc cu mare atenție, că challenge-ul descris acolo e un challenge pe care cred că majoritatea l-avem apropo de e-mail-uri. Da, într-adevăr, asta am remarcat și noi. Este ok? Pot începe? Te rog, mulțumesc! Bună ziua toată lumea, sunt Andrei Negulescu, Product Evangelist la Matricia Solutions și astăzi vom vorbi despre cum eliminăm e-mail-ul din procesele colaborative din organizații. Și, practic, ca să punem puțin problema în perspectivă, ce am remarcat noi la clienții noștri, bănci mari, companii de asigurări și așa mai departe, este că provocarea lor principală, de fapt, este că în continuare folosesc e-mail-ul pentru a colabora pe procese interne. Adică trimite e-mail către coleg cu solicitarea, cu documentele atașate și automat asta înseamnă colegul doamna dă atașamentele, face modificări, încarcă o versiune nouă de document, dă reply la e-mail, după aceea cineva cere un forward, se dă un forward, iar download atașament, upload, print, semnează, scanează, ajungi să ai acele lanțuri foarte lungi de e-mail-uri în care nu mai înțelegi cine a trimis cui, care e forward, care este lista originală și așa mai departe. Și pe lângă asta, tot conținutul pe baza căruia se face acel lanț de e-mail, adică toate documentele implicate, clienții vizați, furnizorii vizați și așa mai departe, cumva rămân agățate în acel lanț care practic nu mai are nicio trasabilitate, nu mai poate urmări nimeni. Și atunci ce am observat la clienții noștri este că, în principiu, din aceste motive, nimeni nu știe cine este responsabil de proces, nimeni nu știe în ce stadiu se află acel proces, este foarte greu de urmărit cine face ce și cine este responsabil de ce se face pe o anumită sarcină. Și mai departe, nimeni nu știe exact unde se află acest conținut de care vorbeam, unde se duc acele documente. Trebuie ca angajații să fie responsabili în ceea ce privește stocarea lor pe un cloud intern sau așa mai departe, sau eventual într-o soluție dedicată de document management. Și la final asta înseamnă că în companie se pierde controlul managerial, apare un risc foarte mare de erori și de compliance, pentru că automat când nu ai ownership și trasabilitate pe procese și pe sarcini, ele riscă să se piardă, riscă să fie uitate, riscă să nu fie îndeplinite corect. Și la final asta înseamnă că este și ceva ineficient, da? Pentru că timpul angajaților care ar putea să genereze idei, să facă o muncă care adaugă valoare, este pierdut gestionând aceste e-mail-uri care sunt extrem de ineficiente. Și atunci ce am văzut la clienții noștri, când în ceea ce privește nevoile lor, este un foarte mult accent pe ideea de control asupra business-ului și de eficiență. Da? Vreau să pot vedea cine ce face în departamentul meu, care sunt sarcinile pe care lucrează fiecare angajat. Compliance. Este nevoie de ordine și structură în felul în care se fac procesele noastre de, în cazul acela era achiziții. Vreau să știu unde se află toate documentele. Departamentul meu generează mii de documente și vreau să fie la un loc. Și da, se poate face asta printr-o soluție dedicată de document management, dar din nou asta implică cumva un grad ridicat de disciplină din partea angajaților, ca în momentul în care procesul a fost îndeplinit pe e-mail, versiunea finală a documentului, care trebuie identificată, să ajungă să fie stocată acolo unde ar trebui. Și mai avem și uneori simt că nu am idee ce se întâmplă în departament, cine lucrează la ce, cât mai au, în ce stadiu se află. Și atunci, noi ne-am propus să construim soluția noastră în jurul acestor trei nevoi pe care le-am identificat la clienți, și anume nevoia de control, nevoia de eficiență și nevoia de a face un business scalabil, de creștere. La nivel de control, vrem ca soluția să ofere vizibilitate asupra activității angajaților, să centralizeze toate documentele și datele rezultate din procesele îndeplinite la nivel departamental și organizațional și trasabilitate a tuturor a muncii făcute, a deciziilor luate, a versiunilor de documente pe care s-a lucrat. În termen de eficiență, vrem să reducem riscul de erori, astfel încât să nu fie nevoie de rectificări, astfel încât în momentul în care o anumită sarcină a fost demarată și finalizată și să știm că a fost îndeplinită corespunzător și că nu există probleme de compliance, iar în cazul în care există orice audit, ne întoarcem la problema de trasabilitate, unde putem să vedem exact cum s-a ajuns de la A la B și ce decizii s-au luat și cine le-a luat. Și mai departe să fie mai puțină muncă plătită pentru sarcini ce pot fi automatizate, pentru că până la urmă timpul angajaților trebuie dedicat acelei munci care nu poate fi
făcută cu ușurință de un calculator. Și, practic, ăsta este unul din obiectivele principale. Și să avem procese clare și scurte, care cumva ne leagă și de zona de creștere, pentru că în momentul în care tu ai un sistem care permite implementarea rapidă și compliant de proceduri, automat asta înseamnă că și compania capătă un potențial mai mare de creștere. Pentru că în momentul ăla tu poți stabili ce trebuie să facă fiecare, cum se îndeplinesc lucrurile la noi în organizație și nu mai este atât de mult la latitudinea fiecărui angajat în parte să țină minte și să respecte exact pașii și atunci riscurile scad. Deci automat compania poate să se extindă, având în vedere și creșterile de eficiență despre care am discutat mai devreme și trebuie automat să fie o soluție care să poată să fie implementată la nivel organizațional, să poată gestiona practic orice proces din cadrul organizației, orice tip de sarcină, pentru că altfel nu putem să pretindem că încercăm să înlocuim e-mail-ul, care este până la urmă acea formă standard de lucru, acolo unde practic orice platformă IT își atinge limitele. Și atunci vine automat întrebarea cum înlocuim noi e-mail. Și apar o serie de provocări pe care le-am identificat în acest proces. Problema 1 ar fi adopția. Cum reușești tu să convingi angajații să folosească ceva ce ei nu au folosit până acum? Și răspunsul nostru a fost că trebuie să gândim o logică a sistemului și o interfață care să fie pur și simplu mai plăcută și mai intuitivă decât cea a e-mail-ului, știind cât de dificil este să muți oamenii de la o formă de lucru care lor le este naturală. Da? Pentru că noi oamenii suntem extrem de aversivi în ceea ce privește schimbarea și nu ne place să învățăm lucruri noi. Și atunci, la nivelul angajatului, tu vii ca management și îi propui, spui, ok, de acum încolo folosim această soluție pentru că la nivel de management asta ne oferă control, transparență, și practic o posibilitate de scalabilitate a business-ului, dar nu arunci în față o soluție dificilă, neplăcută și atunci intri în riscul ca practic angajații să nu respecte procedurile, să nu folosească soluția și să înceapă să o ocolească. Și aici avem cumva o mostră de cum ne dorim să arate lucrurile, da? Deci practic la nivelul fiecărui angajat tu ai 3 zone și managementul are și zona de management dashboards, unde poate să supravegheze ce se întâmplă în departament, pe ce sarcini se lucrează, care este încărcătura fiecărui angajat și așa mai departe. Și practic tu ai zona de pending tasks, adică sarcini la care tu trebuie să lucrezi, cu deadline, cu acțiunea cerută, cu persoana care a generat task-ul și comentariile de rigoare, unde se poate practic exista un chat pe acea sarcină. Apoi apare zona de my tasks, adică sarcinile pe care eu le-am creat și asupra cărora eu sunt owner în acest moment și văd ce se mai întâmplă cu ele, dacă ne apropiem de deadline, dacă la cine lucrează pe ea, ce se întâmplă, care este acțiunea la care se face în acel moment și din nou pot să urmăresc care sunt discuțiile pe marginea acelei sarcini, da, printr-un simplu mecanism de tag. Am o sarcină de verificat un anumit document, vreau să-i cer ajutorul unui coleg, pur și simplu intru în zona de chat și îi fac at Alex. Ce părere ai de această situație pe care o avem aici? Da, și atunci nu mai ai acea situație în care trimiți mail-ul, dai forward la cineva și se creează un haos total. Și în ultimul rând, avem zona de digital drawer, adică locul în care practic angajații pot accesa toate documentele și datele care există atât în sistemul acesta, cât și în celelalte sisteme, prin integrare, și care au fost care au apărut practic în baza de date și documente a organizației pe parcursul îndeplinirii procedurilor și practic au rezultat din munca angajaților. Da? Fie că este vorba de contracte, de facturi, de diverse cereri, aprobări, oferte și așa mai departe. Apoi apare problema numărul 2. Cum înlocuim noi e-mail? Problema numărul 2 este flexibilitatea. Avantajul principal al e-mail-ului este că în acest mecanism extrem de simplu al lui, el este de fapt super flexibil. Este foarte simplu să-i ceri cuiva să facă ceva, să-i trimiți niște documente sau niște imagini sau orice formă de atașament și practic ăsta este motivul pentru care în orice organizație e-mail-ul este cumva default. Și răspunsul la această problemă pentru noi a fost conceptul acesta de open process, adică un mecanism care este logic și simplu, prin care tu poți să îndeplinești orice tip de sarcină. Ce vreau să spun prin asta este că în momentul în care tu creezi o sarcină nouă, ca angajat în acest sistem, îți deschizi virtual desk, apeși butonul plus și se deschide un formular. Și poți să alegi din seria de proceduri de sarcini predefinite. Adică dacă noi, de exemplu, în organizație am stabilit că avem un sistem cu un proces clar de
să zicem, expense request, da? De cereri de achiziții și aprobarea achizițiilor, acolo tu ai tipul de sarcină expense request. Și în momentul în care ai selectat acel tip de sarcină, automat formularul pe care tu îl completezi ca să creezi sarcina ia o formă standardizată, pentru că orice expense request are o serie de informații clare, o serie de documente care trebuie aplaudate și o serie de pași predefiniți, adică de persoane sau departamente prin care această sarcină trebuie să treacă. Dar în același timp, avem și sarcini care nu sunt definite cum este acest expense request. Și asta este ce numim noi open process. Adică eu am un formular standard în care dau titlul sarcinii, eventual adaug o descriere și pot să selectez persoanele la care trebuie să ajungă sarcina de la început sau le selectez, practic selectez următoarea persoană și următoarea persoană selectează pe cealaltă și așa mai departe. Pot încărca oricâte documente îmi doresc sau atașa oricâte documente deja existente în sistem acelei sarcini, respectiv pot atașa sarcina oricărui element, oricărui line dintr-o bază de date a noastră. Adică dacă, de exemplu, sarcina este aferentă unui client, clientul respectiv cel mai probabil există într-o bază de date. Și atunci eu mă pot duce în baza respectivă de date și pot atașa acea sarcină acelui client. Și vom vedea exact de ce este important acest aspect imediat. Și practic la final, sarcina respectivă este interconectată cu poate un document de tip contract, un document de tip factură, cu un anumit departament, cu un anumit client. Da? Deci cele portocalii sunt linii din baze de date și cele albastre sunt documente, file-uri. Da? Și ele la rândul lor sunt interconectate între ele prin sarcini care au fost făcute anterior. Astfel încât tot sistemul practic să creeze o logică asociativă, exact la fel ca și memoria umană, prin care tu în momentul în care vei vrea mai departe să cauți documentul sau datele, pur și simplu să le poți căuta logic în baza tuturor asocierilor care există deja în sistem prin îndeplinirea sarcinilor. Și asta ne duce natural la problema 3 și anume cea a conținutului. Cum organizăm toate documentele și datele asociate sarcinilor și, după cum am spus, totul este centralizat. Față de e-mail, unde trimitem atașamente care sunt în versiuni diferite și așa mai departe, aici în momentul în care eu am încărcat un document nou, să zicem, pentru o sarcină, el este automat, îi se adaugă metadatele acelei sarcini și mai pot adăuga alte metadate și el este în cloud, este central, este în sistem. Și în momentul în care eu asignez sarcina unui coleg, decid că această sarcină, după cum am spus mai devreme, această sarcină deschisă, să zicem, care nu aparține de un proces standardizat, eu știu că trebuie să o vadă colegul meu, Alex. Și atunci îl aleg pe Alex și lui Alex îi va apărea imediat în My Tasks. Și Alex al rândul lui poate să se uite pe ea, să vadă ce are de făcut, să îndeplinească ce are el de făcut, să modifice documentul, să-și adauge comentarii, să-mi spună ce părere are și după aceea o poate da mai departe către următoarea persoană de pe flux în funcție de cum crede Alex că ar trebui să meargă mai departe procesul, adică un sistem similar cum este și în situația mail-ului în care practic fiecare angajat decide, știe practic la cine trebuie să ajungă mai departe acea sarcină. Și atunci, în momentul în care eu trimit sarcina lui Alex, Alex nu primește documentul efectiv pe care îl downloadează la el local, ci primește acces la acest document care este centralizat. Și atunci orice modificare aduce documentului este versionată, deci eu pot să văd, să urmăresc toate modificările aduse și este pe acel document central. Nu ne mai trezim cu contract versiunea 1, contract versiunea 2, contract final, the last one to rule them all și așa mai departe, cum vedem foarte des pe desktop-urile noastre de la birou. Și atunci, practic, în tot acest proces, da, angajații pot să îndeplinească sarcinile astea, sistemul relaționează automat documentele și datele atașate, across systems și databases, da, deci, practic, sistemul colaborează, lucrează cu toate celelalte sisteme existente în arhitectura IT a companiei, astfel încât, la final, tu să poți să intri în digital drawer și când vrei să cauți un contract, aferent unui anumit furnizor, să zicem, tu pur și simplu cauți numele furnizorului, să zicem, și îți vor apărea toate documentele aferente lui. Ele fiind deja interconectate, pentru că în momentul în care am îndeplinit sarcina de tip aprobare contract, sarcina avea afiliată ei atât documentul de tip contract, cât și linia din baza de date a furnizorului. Și atunci ele automat au fost interconectate în spate. Și eu pot să caut numele furnizorului, eventual data, pot să folosesc filtre sau pot să folosesc o structură ierarhică de tip folders pentru a găsi la final orice conținut care a fost folosit în procesele respective și deci pentru a înțelege exact cum s-au luat deciziile care s-au luat. Evident, cu toate mecanismele de arhivă inteligentă, prin care documentele care au dată de expirare sunt distruse automat, în momentul în care trebuie reînnoite anumite documente de identificare, să zicem, pentru clienți, se trimit notificări către angajați,
și așa mai departe. Adică mecanismele astea cumva sunt standard la noi, pentru că sunt în baza platformei pe care noi construim soluția, așa numea on-base. Și vom adresa asta imediat. Și ultima problemă, problema 4, este cea a fragmentării. Cum facem să nu avem zeci de sisteme distincte care nu vorbesc aceeași limbă? Și aici cumva este un alt puternic avantaj a ceea ce am construit noi, și anume este ideea că ai un singur sistem scalabil pe orice proces sau nevoie, atât definită sau nedefinită. Deci la bază, orice angajat din organizație poate folosi acel proces de tip ad hoc, da? Adică nu are sarcini predefinite cu etape predefinite, dar poate să creeze o sarcină nouă și să o trimită secvențial persoanelor care trebuie să o vadă. Și ei o văd foarte simplu în lista lor de my tasks. Și până nu o îndeplinesc, ea nu va dispărea de acolo. Deci nu mai există posibilitatea de a uita. Și în același timp, persoana care a trimis-o se poate uita în sarcinile pe care este owner și automat poate urmări dacă ceva a rămas în urmă. Și atunci, practic, pe lângă acest mecanism de open process, noi construim aplicații, adică reguli pe procese stabile definite în organizație, care au niște formulare predefinite cu niște informații pe care le cer într-o anumită ordine și niște pași care urmează, practic, o linie de proces logică. Da? Adică, să zicem, am dat exemplu cu expense request, e momentul în care am generat sarcina, dar nu o să generez o sarcină open, ci o să generez o sarcină predefinită de tip expense request, pentru că sunt un utilizator care are dreptul să genereze un asemenea tip de sarcină, deci mi-apare în lista de opțiuni. Da, și în momentul în care am generat sarcina aia, știu că fiind creatorul sarcinii, trebuie să completez o listă de date. De exemplu, să selectez bugetul de care acel expense request ăla aparține. Să menționez suma estimată, eventual să atașez o ofertă, dacă așa arată procedura la mine în organizație. Și după aceea, acea cerere trebuie să se ducă cel mai probabil la superiorul meu. Și automat se va duce, deci nu mai selectez eu, pentru că deja acel tip de sarcină este definită. Sistemul știe, pentru că în momentul în care noi implementăm aceste aplicații, practic noi îi dăm regulile noastre, regulile care sunt cele ale organizației pentru care implementăm, dacă pentru o achiziție care este peste suma de X, nu trebuie să se ducă la managerul direct, ci trebuie să se ducă direct la departamentul financiar, să zicem. Deci, practic, sistemul poate respecta aceste reguli de proces în funcție de datele încărcate în sarcina respectivă. Și pe lângă asta, după cum am spus, se integrează seamless cu orice alt sistem organizațional, că este ERP, că este CRM și așa mai departe. Și atunci, ca să ilustrăm un pic cam cum ar arăta lucrurile, practic toate aceste puncte sunt, să zicem, angajați sau unități organizaționale, da? Ele toate sunt interconectate prin mecanismul de ad hoc tasks. Până la urmă, promisiunea noastră este că locuim e-mail-ul. Iar cele încercuite sunt acele zone unde există aplicații, adică niște procese definite. Da? Deci să zicem că aici, în această zonă, este zona de expense request, care se intersectează un pic cu zona de legal, unde avem, să zicem, o zonă de contract approval sau contract creation. Și aici, pentru că această organizație au decis că este o nevoie presantă pe zona de fleet management, am mai implementat încă o aplicație de fleet management, care privește aceste trei unități, departamente, persoane din organizații. Da? Și, practic, oricând pe parcurs, noi mai putem să mai creăm reguli noi. Da? Clienții noștri pot veni la noi și pot spune, mai uite, ar fi nevoie să mai facem și un CRM, să zicem. Și atunci noi venim cu regulile de CRM, care poate se aplică aici. Și aici putem să vedem exact care e cumva structura sistemului. Da? Deci avem sistemele legacy care există în organizație, că este ERP, soluții core de core banking, core insurance și așa mai departe. Și ele se integrează cu platforma pe care noi avem la bază, și anume OnBase, care practic gestionează sarcinile, documentele și procesele. La bază avem acel mecanism de open process care poate fi folosit de orice angajat și mai departe venim cu aplicațiile definite, că este nevoie de expense request, invoice approval, contracts management, asset management, professional services, HR, CRM, zona de registratură de digital mailroom, portaluri externe pentru user sau pentru furnizori, vendor management, procurement management și mai departe company specific apps, cum este, spre exemplu, la bănci unde avem sisteme de onboarding al clienților, de management al relației cu clienților, la insurance unde avem management al daunelor și așa mai departe. Dar ideea esențială este că toate aceste aplicații sunt seturi de reguli aplicate peste un principiu logic al sistemului, unde la bază fiecare angajat are sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească și sistemul gestionează acele sarcini, astfel încât ca managementul să poată să urmărească tot timpul ce se întâmplă în organizație, cu un istoric clar și cu o bază centralizată de documente și date care s-au creat în urma acestor proceduri. Și cam asta ar fi prezentarea noastră.
Mulțumesc foarte mult, Andrei. Trebuie să mărturisesc că dacă soluția voastră va prinde, va avea succes și de ce nu, probabil că veți fi premiați undeva la nivel internațional, pentru că deja mail-ul a devenit o extrem de mare corvoadă. Ai o întrebare de la Silviu Corcoz. Este pusă pe Q&A. Există și un regim de profil slash role și permisiunile adecvate? Dacă da, cum se pot face căutări de date pe date relaționate prin sarcini restricționate în ghilimele pentru anumiți useri? Evident că în orice sistem de acest gen există un regim de control al accesului asupra datelor și dacă, de exemplu, un anumit tip de angajat, o anumită clasă de user nu are acces, să zicem, la datele furnizorilor, automat nu va putea să găsească niciodată oricât ar căuta un furnizor. Și la nivelul ăsta are legătură cu zona de configurare a soluției, da? În momentul în care noi configurăm soluția pentru companie, stabilim care sunt clasele de user și, înțelegând procesele și modul lor de lucru, putem să ne dăm seama care ar trebui să fie logica de permisiuni în funcție de clasele de user. Da, sunt absolut convins că nu se pune problema, dar efectiv ați reușit să implementați în România niște proiecte de genul ăsta? Adică da. Să le... Da, am reușit să implementăm. Avem pe soluția implementată și cu aplicația de expense request și cu aplicația de contracts management și cu aplicație de budgeting și cu aplicație de, dacă nu mă înșel, de registratură, da, de digital mail. Eu am constatat că generația asta tânără, startup-urile de pildă, și clar nu prea mai folosesc mail-ul sau îl rejectează așa by default, dar în schimb migrează toți pe WhatsApp și pe WhatsApp dai într-o altă poveste că ok, poți să schimbi, poți să gestionezi pe WhatsApp comunicări scurte, pe de altă parte e hazardat să faci, să spunem așa, să înlocuiești comunicația cu sisteme de tip WhatsApp, neapărat WhatsApp. Da, și nu merge la nivelul unei organizații mari, adică poți să folosești WhatsApp sau Slack sau aplicația asta de task management care este acum tip Monday, Asana, poți să le folosești, dar nu merg când vorbim de o bancă, da? Când vorbim de o companie de healthcare uriașă sau așa mai departe, unde ai nevoie de trasabilitate, control și de oarecare proceduralizare a lucrurilor. Da. Aș întreba și dacă este binding din punct de vedere legal, dar probabil că este, pentru că până la urmă este o comunicație pe o anumită platformă tehnologică, deci în principiu ar trebui să fie binding. Da. Bun, mulțumesc foarte mult. O să rog pe colegii de la cariere că ai pronunțat niște platforme de care încă n-am auzit și trebuie să mă mai updatez și eu. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Mulțumesc că ai fost alături de noi. Mergem mai departe. Iulia Maliuchis, principal în cadrul lui Horvat România. Bine ai venit, Iulia, printre noi din nou. Bine v-am găsit. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Având în vedere contextul economic și ceea ce urmează să ne aștepte, și foarte multe companii vorbesc despre asta, vreau să vă prezint niște practici utile în identificarea eficientizării, reducerii de costuri, inițiative de reducere de costuri. Ok. Lovely. Mersi. Așa, să vedem dacă funcționează cu slide-urile. Între timp îi spun lui Andrei că mai are și o altă întrebare pe Q&A. Poate are timp să răspundă. Dă-i drumul, Iulia. Ok. Puteți să vedeți, da? Ok. Bun. Foarte scurt despre mine. Iulia Maliuchis, principal la Horvat. Mai am bine de 11 ani. Activez în consultanță în management, cu focus pe diverse proiecte de strategie, inovație, digitalizare, dar și pe teme de reorganizare și cost controlling. Și având în vedere, cum ziceam, contextul actual, am observat că se pune sau există o presiune tot mai mare de reducere a costurilor overall și evident asta are un impact și asupra costurilor de IT.
Dacă până acum am discutat cu clienții noștri foarte mult de digitalizare, tehnologii, inovație, acum deja au început să apară și cerințe de eficientizare, ce putem face ca să reducem costurile operaționale de IT. Nu neapărat în scopul de a reduce costurile cu totul, dar de a face loc pentru viitoare investiții, da, în zona de tehnologii noi, cum am văzut și la colegii care au prezentat mai devreme. Așadar, în funcție de industrie, și aici am câteva exemple de proiecte pe care noi le-am susținut sau le susținem în continuare, vedem că există o presiune sau un nivel de presiune diferit în funcție de industrie. Spre exemplu, în zona de retail, aici a fost o creștere, nici nu s-a simțit pandemia atât de mult și evident că nu vorbim neapărat de o optimizare din punct de vedere al costurilor, dar vorbim foarte mult de o maturizare a IT-ului în zona asta și dezvoltări. Și aici focusul sau inițiativele, chiar dacă au avut ca și rezultat o reducere overall, au fost în a îmbunătăți calitatea și în a îmbunătăți acel return on IT spend, IT cost. Apoi vedem industrii cum sunt cea farmaceutică, unde aici presiunea pe costuri este ceva mai mare, pentru că avem acel blocaj în product life cycle, în sensul că sunt foarte puține produse noi care apar, care vin. Și evident se reflectă și în costurile operaționale de IT. Direcțiile, măsurile, inițiativele organizațiilor aici, și vorbesc mai puțin de România, sunt unde nu există așa mult producție, sunt în a face un carve-out pentru tot ce înseamnă serviciile de IT, de a avea organizație separată în scopul de optimizare, eficientizare, să existe SLA-uri clare, să știi exact ce aștepți și chiar mutate în altă țară, cum vedem, sau vedem noi exemple aici. Și în industria petrochimică vedem o presiune moderată, să zic, aici mai ales datorită declinului overall în industrie. Și scopul este, sau de discuțiile pe care le-am avut, inițiativele au fost foarte mult de a reduce KPI-urile sau legate de costuri, de acel benchmark, sub benchmark-ul industriei, deci cât mai jos, dar și de a regândi modelul de operare al IT-ului. Industria de transport știm cu toții că a fost cea mai afectată de către pandemie și aici am văzut targeturi de reducere de costuri mult mai mari pe partea de IT și implicit și de personal. Foarte mult focus a fost de a renunța la contractele actuale și de a le recontracta în condiții mai favorabile, mai potrivite pentru nevoile actuale ale companiei. Deci, în principiu, vedem că depinde de industrie, e o presiune mai mare, mai puțin puternică, însă, overall, există o tendință de a ne uita să vedem ce se poate face. Și din punct de vedere al scopului, noi când intrăm într-un astfel de proiect, avem acest state-of-the-art IT scope, în sensul că ne uităm la trei aspecte importante. Odată zona de enterprise IT, aici tot ce înseamnă white-collar IT, blue-collar IT, zona de produse IT și facem deosebirea între produse incrementale, aici tot ce înseamnă steering hardware și software, și acele suplementare, tot ce ține de add-ons, applications, upgrades. Și evident, avem acel basic IT, infrastructura și zona de workplace și collaboration. Iar pentru toate aceste zone, pentru toate aceste categorii, evident, am nevoie de resurse și există acest IT pool, care pot să fie interne sau externe și de regulă ne uităm și la competențele care sunt necesare, care sunt contractele, cum sunt definite, cum ar trebui regândite. Și de regulă recomandăm ca în astfel de proiecte să ne uităm la toată această
imagine, la imaginea completă și nu doar la bucăți dintre ele, tocmai pentru a identifica un potențial de eficientizare cât mai mare. Dacă vorbim acum concret, efectiv, ce se poate face? Da? Identificăm sau discutăm de optimizări, de inițiative pe întreg lanțul valoric al IT-ului, adică și pe partea de furnizori, de vendor management, dar și pe partea de demand, de cerințe, de clienți, că sunt ei clienți interni, că sunt clienți externi. Și în funcție de asta și toată zona de delivery. Așadar, dacă vorbim de furnizori, ne uităm să vedem, ok, am aici the right size, da? Este mărimea bună, vorbim de volum, de numărul de furnizori și de clusterele serviciilor în care sunt aceștia împărțiți. Vorbim de competiție, da? Am doar unul singur sau sunt mai mulți. Discutăm de renegociere de licențe, prețuri, day rates, dacă sunt produse alternative, dacă pot fi oferite sub altă formă. Vorbim foarte mult și de contracte, structura contractelor, în ideea de a încerca să nu avem costuri fixe, ci mai mult pe bază de consum, time and material, cum ne numim. Și totodată, dacă există posibilitatea de a grupa diferite servicii, diferiți vendori, astfel încât să aibă un impact și asupra prețului. Deci asta ar fi așa pe zona de furnizori, lucruri la care putem umbla sau inițiative. Dacă vorbim de delivery, că e service sau project delivery, în principiu, direcții, bine, la noi e mai greu, tot ce ține de optimizarea footprint-ului, adică vorbim de aceste shared service centers, care mai degrabă am văzut că s-au înființat la noi, în România. Vorbim de nearshoring, offshoring, dacă e cazul pentru companii mai mari. Totodată de centralizare a resurselor de IT, tocmai pentru a avea o productivitate mai mare și de a avea de a crește utilizarea FTE-ului. Vorbim de automatizare, care este evident în toate zonele dintr-o companie, nu doar în IT, de standardizare, și aici cred că provocarea cea mai mare nu este de standardizarea proceselor sau da, care sunt în IT, ci mai mult de standardizarea aplicațiilor și a tehnologiei, pentru că foarte multe companii au crescut, da, sau tot pus câte o aplicație, cât e un soft, cât e o soluție și ajung să devină niște monștri pe care nici ei nu mai, adică nici organizațiile interne nu mai reușesc să le managească. Și aici foarte interesant, chiar discutam în ultimele săptămâni cu mai mulți clienți, de fapt, care se gândesc foarte mult la zona de citizen democracy, adică ce ține de low-code, de a avea o platformă low-code în direcția de a reduce resursele de IT și a crește implicarea business-ului în dezvoltarea sau tot ce ține de schimbarea de soft. O temă interesantă, care cred că încă e la început, deși și câteva companii din România implementează sau au implementat. Bun, mai departe, zona de cloud, da, iarăși tot ce pot să optimizez, să virtualizez, că vorbim de diferite moduri. Pe zona de project, aici vorbim de, sau putem să lucrăm la partea de agilitate, care deja este the way to work în foarte multe organizații. Automatizare în sensul de deploy, cum pot să testez, să implementez, să am un timp cât mai scurt de a aduce în piață sau de a pune în funcțiune. Și cumpărarea cold for tender, adică tot ce ține de a cumpăra direct soluții din piață. Apoi, dacă vorbim de zona de cerințe din partea clienților intern sau extern, vorbim de simplificare, să am cât mai puține servicii pe care le pun la dispoziție,
să reduc acel SLA sau cumva să am grijă să nu mai fac over-fulfillment, adică să mă încadrez. Să asigurăm că avem acel size, acel right size de licențe, de device-uri la nivel de angajat. Sau pur și simplu, și asta e și o decizie strategică, de obicei, dacă merită să continui anumite proiecte sau pur și simplu vreau să renunț la ele, să reprioritizez, de fapt, project pipeline-ul. Deci asta ar fi așa exemple de inițiative care pot fi discutate și care de regulă le avem în proiecte de genul de eficientizare și optimizare a costurilor. Cu siguranță mai sunt și altele specifice, poate și în funcție de industrie, dar cam astea sunt direcțiile. Avem și o zonă de benchmarking. Ziceam la început că contează, de fapt, pentru a lua o decizie, care este potențialul de reducere de costuri. Am nevoie să mă uit și la ce fac alții, care sunt acele benchmark-uri, că vorbim de prețuri de servicii IT, unde chiar noi avem o bază de date foarte bună, că vorbim de costul unui singur serviciu de IT, și aici e Matrix, de exemplu, sau Gartner, atunci când vorbim de sizing organizației, de de funcțiuni și de competențe, dar și dacă vorbesc de profit margins, de regiune. Deci cumva ne uităm un pic și care este piața sau care este un standard, să zic, din punct de vedere al costurilor, tocmai pentru a identifica care este targetul pe care vrea fiecare companie și care poate până la urmă să-l realizeze. Ca și experiență, să zic, am lucrat cu diferite companii din cross-industry. Vedem aici companii cum sunt Deutsche Bank, Müller, probabil cunoaște toată lumea, Raiffeisen. În funcție de temă, în funcție de targetul care a fost stabilit la nivel de grup, să zic, avem saving-uri diferite, de la 10 la 40% din costurile de IT. Avut în vedere atât zona de aplicații, de infrastructură, de workforce, de workspace și suport și în funcție de modulele, să zic așa, sau de temele pe care le-am abordat, au fost și saving-urile mai mari sau mai mici. Așadar, să zic, este o temă care nu ține neapărat de industrie, însă contează care este targetul, care este obiectivul pe care ni-l punem, pe care vrem să ni-l asumăm și apoi identificate măsurile care se potrivesc cel mai bine. Un exemplu de proiect aici pe care l-am făcut pentru o companie mare din zona de oil and gas a fost de SIAM sau Service Integration and Management, totodată cu scopul de a optimiza costurile pe total, dar nu numai. Aici vorbim în principiu de a avea acest layer intern între tot ceea ce ține business-ul și IT-ul, care știe cerințele, știe care sunt cerințele business-ului și toate serviciile care sunt, de fapt, furnizate. Scopul acestui layer de Service Integration and Management este în principiu de a avea o transparență asupra performanței, care este performanța furnizorilor, de a avea o raportare centralizată la nivel de IT. Implicit rezultă și o mulțumire sau o satisfacție mai mare a business-ului, a clienților și oferă o anumită guvernanță, să zic, asupra furnizorilor. Deci, în principiu, sunt mai multe beneficii pe care le aduce. Se pretează, desigur, la o organizație mare când vorbim de foarte multe servicii
IT și acolo unde, să zic, puterea de acoperire a acestora nu există intern. Și atunci intern, mai degrabă am acest layer de guvernanță și de management și de integrare, da, mă să mă asigur că sunt integrate serviciile. Și implicit așteptarea este sau rezultatul este și o reducere costului în costurile operaționale. Asta este doar un exemplu de măsură, să zic așa, de implementată, de proiect implementat, evident sunt mai multe. Și foarte pe scurt, despre noi, suntem experți, să zic așa, în transformare a business-ului, tot ce ține de optimizare, de îmbunătățirea performanței și activăm în toate zonele de la strategie, organizare, procese, tehnologie, infrastructură, finanțe, procurement și în toate industriile. Cam asta vreau să vă spun astăzi și desigur, dacă sunt întrebări, cu mare drag. Mulțumesc foarte mult, Iulia. Pe mine mărturisesc că mă roade de mult o întrebare și o curiozitate așa. Adică este foarte clar că în orice companie, în orice buget, până la urmă inclusiv familial, dacă vrei, la un moment dat îți dai seama că ai niște cheltuieli de care ai putea să renunți la ele, poate le-ai făcut toate, ai uitat de ele, nu știu, niște subscripții, habar n-am. Dar când vine vorba de cutting costs, am așa un fel de... Mi-e foarte greu să înțeleg, deși am auzit foarte multe povești, am auzit povești de clienți foarte mari care, mai ales că, nu știu, își au nevoie să-și facă curățenie, descoperă tot soiul de sisteme de care nu mai știau, pe care, mă rog. Dar... totuși, cât de mare este acest fenomen? Adică, cutting cost, nu știu, companiile în care eu am fost în fiecare an, CFO-ul verifica acolo fiecare reper, indiferent că ai buget de câteva milioane, de nu contează, da? Se pare un pic... adică, kaizen, dacă e să luăm această filozofie, continuous improvement, în mod normal trebuie să faci cutting cost în fiecare zi. Adică în fiecare zi să-ți analizezi, în fiecare zi, în fiecare, nu știu, trimestru, să vezi ce ar trebui, la ce se poate renunța, cum se poate optimiza, cum poți să optimizezi licențele când îți faci, nu știu, la 3 ani revizuirea Enterprise Agreement și așa mai departe. Adică, da, cât de mare e amploarea acestei firme? Adică vă duce și cât scoateți? 20%, 10%, 15% și practic procesele de business se mai și optimizează în plus? Adică cam care e fenomenul? Deci odată avem două abordări, două moduri de a privi lucrurile. Ori există un target care vine top-down și că vine de la CFO, de la CEO, da, este X% și atunci acei 10% trebuie să vedem de fapt de unde reușim să-i adunăm. Asta este, să zic, sunt modelele sau proiectele mai neplăcute. Și cealaltă modalitate este să plecăm, adică să vedem de la un zis, să ne uităm în toate arile pe care le-am prezentat și să vedem de fapt care este potențialul. Că este 5%, că este 10%, că este 15%. Deci am ambele variante. Noi ce am observat, există un ciclu pentru proiectele astea de eficientizare. Perfect de acord cu tine, Hugo, ar trebui să fie un continuous improvement, să mă uit continuu, să nu uit de aplicații care au rămas acolo de ani de zile, însă vedem că de obicei piața este cea care determină focusul pe inițiative de reducere de costuri și am văzut asta cu fiecare, să zic, criză a apărut o tendință, cum ne așteptăm și acum și cum am observat și acum. Mie mi se pare de neconceput și am colegi din asociație care la un moment dat vin și spun am fost apointat, am luat poziția de CIO la compania X și am început să fac și eu propriu assessment și descoper sisteme de care nu știe nimeni și le scoatem în priză ca să vedem cine urlă. Unii o dată nu urlă nimeni. Știi? Ei, acele sisteme au niște costuri asociate, atașate, poate chiar îi plătești licențe. Am întâlnit tot soiul de companii în care... mă rog, am auzit, nu am întâlnit, în care na, se plăteau licențe pentru că na, și numărul de utilizatori scăzuse cu 20% sau tot soiul de fantezii sau
În fine, este o... Bun. Până la urmă, drive-ul vine top-down, adică, și mi-a plăcut ideea, da, business-ul, nu business-ul, piața ne împinge către cutting cost și atunci cumva procesele astea. Dar logic ar fi ca aceste procese să fie continue, să fie în permanență în atenția, în atenția business-ului. Da, probabil că uităm când euforia e mare, când PNL-ul, când profiturile sunt foarte bune și cineva își aduce aminte și vă cheamă, nu? Da, exact, cam așa se întâmplă. Da. Bine, mulțumesc foarte mult, Iulia. O temă interesantă pe care merită să o avem în atenție apropo de cutting cost, pentru că se pare că o să revenim un pic la acest mood, această direcție de cutting cost. Mulțumesc foarte mult, Iulia. Invit acum pe prietenii noștri Andreea Ioniță Cirebea, noul CIO Council Member, Chief Digital and Technology Officer în cadrul E.ON România, rang de Vice President. Bine ai venit, Andreea. Din nou pe Șerban Zârnovan, Senior Director ICG Solutions DCSMA Dell Technologies. Domnul Ion Dinescu, Technical Director în cadrul Relevance Management. Horia Niculescu, Customer Engineer Smart Analytics în cadrul Google și prietenul nostru Dorian Ghenea, Doru Ghenea, membru CIO Council și CIO în cadrul Intrarom și el un cetățean cu foarte multă experiență în zona IT și foarte vechi membru CIO Council. Bine ați venit! O să facem ca regula jocului. Fiecare este liber să intervină. Eu încerc să ridic către dumneavoastră câteva subiecte. Tema acestei ediții de CIO Talks e legată în principal de cum reușim să găsim valoare în datele pe care le avem în cadrul companiilor. Stăm pe munți de date și, așa cum au spus și colegii noștri, nu prea știm să-i folosim, să-i gestionăm. De ani buni proiecte de tip BI, proiecte de tip Analytics, Big Data, de ce nu, și iată inteligența artificială, care ne ajută să extragem valoare din aceste date și să ne ajute să luăm decizii, să optimizăm până la urmă procesele de business. Și aș vrea însă, cam asta ar fi flavorul se poate duce în orice direcție, nu este absolut nicio problemă. Aș vrea însă înainte, deci o discuție liberă, să luăm un pic de puls. Și am făcut eu un mic comentariu la început, cumva ne găsim într-o zonă, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, destul de tensionată și cumva, dacă deschizi toate fluxurile financiare, fluxurile de știri, veștile sunt destul de triste și destul de cu foarte multe semne de întrebare până să înceapă acest război absolut fără sens de la granița României. Tot vorbeam despre această inflație care ne-a luat pe toți mai mult sau mai puțin prin surprindere. Cred că din toamna anului trecut, de când a început Federal Reserve să mai taie să ridice rata dobânzilor, ne așteptam cu alte cuvinte la o domolire a economiei. Iată că avem hiperinflație în Europa, în Statele Unite și în România cu atât mai mult. Lucrurile încep să se agite, vine, iată, și război, avem această criză a petrolului și a costurilor de energie, iată, mai nou și pe partea alimentară. Și pentru că suntem CIOs, cel puțin trei în auză, și pentru că sunteți și furnizori, partenerii noștri, aș vrea să înțeleg în sură. În acest moment, nu știu, există o scădere a apetitului în ceea ce înseamnă digitalizare sau din contră? Ce se întâmplă practic în organizații și în organizațiile mari? Și o să o invit pe Andreea, că e singura fată. Sunt norocoasă. Mulțumesc frumos, Hugo, m-a auzit? Sigur. Super. Mulțumesc de invitație. Îi salut și pe colegii mei din panel și pe toți cei care ne urmăresc, care mai au răbdare probabil să mai rămână spre finalul evenimentului. Mă bucur să fiu cu voi astăzi. Mă bucur de fapt de fiecare dată când vin la CIO Talks, a devenit așa o tradiție și sper să o menținem și de acum înainte.
Într-adevăr, Hugo, este o temă care cred că e pe buzele tuturor, indiferent de industria pe care o reprezentăm. Noi în energie poate că și mai intens am tot urmărit tot ce s-a întâmplat de la începutul anului și până acum și fiind și într-o plină criză energetică, cu atât mai mult a fost nevoie să ne aplecăm atenția și focusul poate și mai mult către consumator, mai mult decât am făcut-o până acum. Ca să revin un pic la nivel de țară și la temerile pe care tu le-ai menționat, îmi păstrez un grad de optimism cumva și îmi place să cred că România e cumva în categoria țărilor europene care au reușit să se redreseze cumva rapid așa după efectele pandemiei. Dovada a fost și valoarea PIB-ului înregistrat în 2021. Am ajuns la o valoare de vreo 240 de miliarde de euro. Au fost cu vreo 20 de miliarde mai mult decât în 2020. Deci cumva avem șanse să demonstrăm că ne putem reveni din aceste crize pandemice, economice și așa mai departe. Pe de altă parte, într-adevăr, începutul acestui an e clar caracterizat de perspective îngrijorătoare la nivel global. Pe de o parte, este acest context geopolitic, vedem și toate dezechilibrele care au fost provocate încă din perioada de pandemie și sunt încă resimțite în piață, toate cu consecințe în creșterea bunurilor de consum, în revizuirea și temperarea practic a tuturor estimărilor de creștere economică la nivel de țară, dar din păcate și în conturarea unei baze de creștere a ratelor dobânzilor de politică monetară. Deci toate astea cu siguranță ne impactează și estimarea noastră la nivel de țară este acum la 2,6% dacă știți corect ultimele estimări ale Comisiei Europene. Deci cu toată puterea noastră de redresare suntem în continuare loviți de toate aceste trenduri cumva și geopolitice și economice și cred că cele mai mari trei probleme ale acestui an cu care ne vom confrunta clar vor fi deficitul bugetar, deficitul de cont curent și inflația și toate astea trag consecințe practic în toate ramurile economiei. În energie, pe lângă criza pe care o știți și ați simțit-o cu toții, mă bucur să văd că cel puțin la nivel de țară acum s-a luat foarte în serios această criză energetică coroborată cu acest impact geopolitic al războiului de la graniță și ne uităm acum intern la din ce în ce mai multe măsuri prin care să ne asigurăm această independență economică în procent cât mai mare, dar în același timp a fost un moment foarte bun de a readuce în tema discuțiilor toate aceste soluții de eficiență energetică. Pentru că toate discuțiile noastre de sustenabilitate și de reducere de CO2 și targetele Comisiei Europene și targetele pe care le avem la nivel de țară merg în această direcție. Și atunci, cel puțin noi în energie ne-am focusat foarte mult atenția în ultima perioadă în a educa societatea, clienții noștri rezidențiali, clienții B2B, autoritățile cu care intrăm în contact, în ceea ce înseamnă eficiență energetică, practic. Stăm puterea fiecăruia dintre noi de a consuma mai puțin, de a avea soluții acasă care ne ajută să fim mult mai eficienți energetici. Revenind la întrebarea ta legată de digitalizare, a zice că nu, din contră, interesul pentru digitalizare este în continuă creștere. E clar că pandemia a fost un accelerator, am vorbit despre lucrul ăsta și în sesiunile noastre anterioare. Ne-a ajutat foarte mult să ne digitalizăm procesele, unele începute înainte de pandemie, altele accelerate practic în timpul pandemiei pentru că am fost forțați să o facem. Cred că sunt lecțiile de care povesteam noi data trecută din pandemie, le aplicăm acum și le trăim. E clar că avem deja procese digitalizate și lucrăm cu ele și le vedem eficacitatea, atât la nivelul proceselor interne în companie, modul de lucru hibrid în care ne aflăm astăzi, dar cred că mai ales la nivelul clientului, pentru că noile tehnologii implementate i-au ajutat și pe client să înțeleagă că modul în care interacționează cu furnizorul de telecom, de utilități și așa mai departe, poate fi mult mai facil și mult mai simplu. Și atunci vedem astăzi clienți care își programează online vizitele în shop-uri atunci când e musai să vină în shop-uri, interacționează cu noi prin aplicația de self-service, pe telefon, pe web și așa mai departe. Își au informațiile de pe website și mai nou își pot cumpăra end-to-end un contract de utilități digital fără să mai fie nevoie să interacționeze cu noi. Deci toate astea sunt exemple care clar ne demonstrează că tot ce s-a implementat și investițiile din ultimii ani în digitalizare pays off și continuă și continuăm practic să facem lucrurile astea. Deci cumva noile tehnologii adoptate de RPA-uri, AI și așa mai departe să rămân în continuare în focus, dar cel puțin dintr-o perspectivă personală anul acesta ne uităm foarte atent sau și mai atent un pic și pe procese interne. Într-o companie de legacy, cum
de utilități, practic, în care procesele repetitive, munca manuală erau la ordinea zilei, am investit și continuăm să facem acum în soluții de modernizare, automatizare, digitalizare și a proceselor interne, astfel încât toată munca repetitivă de back office sau munca oamenilor din field, noi având două segmente și cel de distribuție și furnizare, se devină din ce în ce mai facilă și modul în care și noi ca angajați interacționăm compania să fie mai modern și mai digital, prin aplicații, prin chatbots, prin tot felul de elemente care ne ajută să economisim timp până la urmă și să fim mult mai agili. Dovadă și strategia grupului EON, atât la nivel de grup cât și EON România, are digitalizarea ca unul dintre cei trei piloni pe lângă creștere, growth și sustenabilitate. Foarte fain. Deci, altfel spus, eu înțeleg că n-avem, adică cumva EON a pariat pe digitalizare, oricum pariase pe digitalizare, iar acum mergem înainte și foarte interesant. Dacă eu pot să semnez un contract digital, de ce crezi că în mediul public nu pot să semnez la fel un contract digital stând de acasă? E o discuție pe care o putem avea multe ore de acum înainte, de ce mediul public este unde este. Cred că, din păcate, volatilitatea schimbărilor politice din România și lipsa unei strategii foarte clare în direcția asta de digitalizare a serviciilor publice a fost una dintre cauzele majore. Se discută acum și de acest cloud guvernamental, se discută de interoperabilitatea sistemelor în domeniul public. Recunosc că am văzut ceva progrese în ultima perioadă, nu le văd foarte centralizate încă, parcă lucrăm în continuare așa în silos, în echipe, inclusiv la nivel guvernamental, dar ce m-aș bucura să văd și au fost făcuți pași în acest sens este un dialog mult mai deschis din partea aceasta de public, autorități, către mediul privat. Avem atât de mult knowledge în mediul privat, în toate industriile pe care le reprezentăm, e și păcat să nu-l folosim și să nu fim auziți și să dăm mai departe, într-un best practice, toate aceste capabilități și experiențe prin care noi am trecut în mediul privat. E un lucru foarte facil, e la îndemâna oricui, dar asta înseamnă un dialog mult mai transparent și mult mai apropiat între mediul public și mediul privat. Dar rămân optimistă ca și previziunile noastre de țară, în speranța în care o să vedem autoritățile mult mai deschise către colaborare în această zonă. Cred că nu m-aș vrea neapărat să mă refer la zona publică, să nu fiu, dar sunt încă companii mari private de utilități în care trebuie să mă duc la ghișeu, să știi, să plătesc, să-mi fac contract. Aici cred că depinde foarte mult de strategia fiecarei companii în parte și de prioritizarea investițiilor. Știi doar, Iugo, că noi suntem într-o industrie extrem de reglementată în continuare, cel puțin pe zona de distribuție, și atunci avem și foarte multe cerințe de reglementare care de multe ori sunt prioritare acestor investiții în tehnologie, în modernizare de sisteme, în improvement pe relația cu clienții și în customer experience. Depinde foarte mult de fiecare companie cum își privește toate aceste priorități și proiecte interne și cum reușește să-și prioritizeze. Demand management versus resurse versus investment e unul din topicurile la care am discutat foarte mult și cu colegi în alte industrie și, într-adevăr, abordarea e diferită. Noi am avut și suportul grupului aici, păstrând digitalizarea ca și core strategic pilon în tot ce înseamnă strategie, a fost clar că a trebuit să ne punem resursele și focusul și atenția în această zonă. Și până la urmă asta se traduce într-o experiență a clientului mult mai bună, în dorința lui de a-ți rămâne alături, da, și în loialitate, dar și în posibilitatea de a-l adresa pe termen lung și cu alte produse, da, în tot ceea ce numim noi convergență, practic. Ieșim din zona asta de a fi un jucător doar de energie și de gaz și încercăm să intrăm într-o zonă de operator convergent în care putem să venim și cu alte soluții. Vă dădeam exemplu de soluțiile de eficiență energetică sau, nu știu, e-mobility și așa mai departe, toate în zona de sustenabilitate. Excelent. Uite, Dorule, colega noastră Andreea este foarte optimistă și eu nu pariază în continuare pe digitalizare. Pronunța RPA, AI, chatbots, automatizări, modernizări. Cum vezi tu, cum vede intraromul sau cum tu, ca profesionist până la urmă, ce se întâmplă în lumea reală? Tu ești head of delivery și ești omul care implementează proiectele. Da, și probabil că o să mă refer mai mult la anii pe care am petrecut în telecom, pentru că au fost 20 de ani și încerc să fiu cât mai tânăr în gândire, deși cum să spun eu, experiența mea începe undeva prin anii 2000,
așa că s-au adunat ceva ani în spate și cu multe experiențe și cu multe benefice, bineînțeles, și atunci pot să vin cu o părere foarte clară a ceea ce se întâmplă acum, pentru că pot să aplic în prezent sau să înțeleg prezentul gândindu-mă la ce s-a întâmplat în trecut. De exemplu, discutând un pic de public sector. Nu cred că e o problemă, nu există o problemă în adoptarea tehnologiilor de nivel înalt, cum ar fi robot process automation, pentru că chiar am discutat acum ceva timp cu un ministru secretar de stat care cunoștea chiar mai bine decât mine tehnologia de robot process automation. Apropo, RPA-ul, dacă te duci în lumea IT și întrebi 100 de IT-ști, ar putea să ai surpriza ca 40-50% din ei să nu înțeleagă RPA-ul așa cum ar trebui. Deci, probabil că unii se gândesc la roboți chiar din zona de IT. Deci, încă o dată, revenind în zona de public sector, oamenii sunt foarte deschiși. Părerea mea este că s-a avansat foarte mult. Adevărata problemă pe care o văd eu în public sector este unificarea ministerelor. Pentru că mă gândesc ce se întâmpla în RomTelecom acum câțiva ani și sper să nu apar ca moșul acela din Muppets și eu în balcon care vine și spune pe vremea mea era mai bine sau mai rău. Dar RomTelecom-ul, dacă vă aduceți aminte din tinerețile voastre, era constituit din 41 de județe, direcții de telecomunicații județene, independente fiecare, cu regim juridic. A venit cineva, a bătut cu pumnul în masă, adică în fine, noul owner al companiei, și l-a unificat. Da? Deci eu am trecut printr-o experiență în care, dintr-o companie de 56.000 de oameni, care numai la județul Prahova avea 2.500 de angajați, a ajuns în 2013 să aibă 8.000 de oameni. Nu a fost un drum ușor, pentru că s-au întâmplat multe între timp. Acum, cine unifică ministerele? Pentru că fiecare minister are propria lui, cum să spun eu, hai să spun propriul ego, da? Dorește să controleze anumite date, să nu dea acces la anumite informații și atunci dacă eu vreau să fac un cloud guvernamental, cum convinc toate ministerele să participe 100% la acest cloud? Pentru că nu există încă voință. Trebuie să fie cineva deasupra, nu știu cine, poate un Dumnezeu al politicului, care să ia pe toți cu forța și să-i bage acolo. Bun, am terminat cu partea asta. Acum, revenind la tot ce înseamnă, și n-o să încerc să nu mă lungesc foarte mult, revenind la tot ce înseamnă inteligența artificială și automatizarea inteligenței artificiale și machine learning. În primul rând, mulțumesc colegilor noștri pentru prezentările care au fost extrem de interesante. Șerban, trebuie să recunosc și o spun cu cea mai bună voință că la un moment dat prezentarea ta s-a dus un pic în sfera, din punctul meu de vedere, în sfera science fiction-ului, pentru că ne uităm foarte mult în viitor, da? Și, sincer să fiu, am o listă întreagă de întrebări pe care aș putea să le pun, pentru că, sincer să fiu, dar prefer să nu le pun aici, în cadrul acesta. Eu vreau doar să vă aduc aminte de o chestie și după aia am terminat. Încercăm să le adoptăm. Problema este că acum, în acest moment, și îi răspund lui Igor la o întrebare directă, ce vedem noi că se întâmplă în zona de industrie IT și comunicații, sau cel puțin ce văd eu, este că există o presiune din ce în ce mai mare, se apropie criza pe reducere de costuri. Este o presiune extraordinar de mare. Și atunci este foarte greu să vinzi o strategie pe termen mediu și lung în care să demonstrez că o investiție făcută acum îți poate aduce niște beneficii majore în ultimii următorii 3, 4, 5 ani. Pentru că toată lumea vrea ca în următoarele 6 luni să reducă cu 10%, 15%, 20% costurile IT. Și cum facem? Aveam o discuție în CIO Council și vreau să o aduc aminte. Știți că există un benchmark la nivel de organizație IT care poziționează organizațiile pe diverse industrii în funcție de procentul de costuri IT din totalul de investiții CAPEX și OPEX al companiei pe un anumit an. Și vorbeam cu noua noastră colegă Gabriela, care vine din retail. În retail, acel procent benchmark spune că dacă vrei să fii eficient, investițiile trebuie să fie sub 2%, 1,8-1,9%. Eu știu că retail revenue este foarte mare, că marginile sunt mici, dar totuși procentele mi se par extraordinar de mici. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun și după aia îi las pe ceilalți să vorbească, m-am mai gândit la un lucru apropo de inteligența artificială și automatizare. Există anumite tendințe, nu vreau să le spun prejudecăți, există anumite tendințe. Nu există o traducere directă în limba română, nu știu dacă ați auzit de bias. Deci există acest bias, prejudecată sau tendință și provoacă anumite efecte.
există un bias în automation, în automatizare. Este tendința, și aici e o întrebare directă către Șerban și către colegii noștri din Google, există tendința să acorzi mult mai mult credit decât ar fi necesar deciziilor pe care ți le ia un sistem de inteligență artificială în locul tău. Unde se oprește nivelul de decizie, unde lași un AI să decidă în locul tău și de unde intervii tu cu deciziile? Pentru că acest automation bias s-ar putea să dăuneze. Nu e neapărat rău. Și vă dau un exemplu pe care îl înțelege toată lumea. Netflix-ul, da? Netflix-ul are un avem toți în casă. Are un sistem de AI foarte puternic care vine și cataloghează tot contentul pe care îl are în zeci de mii de tipuri de content. După aia îl asociază profilului tău pe care ți-l creează prin ceea ce accesezi tu din acest content și îți face propuneri. Propunerea lui vizează maxim 2-3% din contentul pe care îl are Netflix-ul. Ești și tu, și toată lumea este, cum să spun eu, și din lipsă de timp și din acest bias de automation, este tentată să urmărească propunerile Netflix-ului. Suntem noi siguri că nu există content, nu există filme mult mai bune care ne-ar interesa și pe care Netflix-ul nu ni le oferă ca sugestii prin acel sistem de AI din spate? Revin la întrebare, în business, unde ne oprim să avem încredere în AI? Nu sunt un adept al Matrix-ului, dar există și întrebarea asta. Unde? Și mai este, apropo de Google, mai este un bias și pe Google, the Google effect, pe care îl știți. Deci ce s-a constatat este că sunt foarte mulți utilizatori de engine de căutare Google care caută tot felul de informații, sunt convinși că informațiile alea sunt la îndemâna lor și nu asimilează aceste informații. Caută ceva, fac o căutare, primesc informația, o folosesc instantaneu și după aia a uitat-o instantaneu. Și chestiile astea s-au descoperit în 2011. Gata, am terminat. Doru, să știi că și eu caut personal filme care mi se potrivesc. Nu ascult mereu de artificial intelligence de la Netflix, că mi se pare că nu mă nimeresc în toate propunerile lor. Foarte bine, dar la un moment dat când AI implementat de Dell va veni în compania ta și îți va face propunere de decizii de business majore, cât de mult vei avea încredere în el? Nu știu, trebuie să discut cu Șerban întâi să înțeleg tehnologia lor și vedem apoi. Prea am ridicat voi mingea la filo. Hugo, pot? Te rog. Cred că prin 2013-14 am avut o primă întâlnire cu un vicepreședinte de la Mastercard. Și îmi povestea că timpul disponibil pentru certificarea unei tranzacții în orice mediu se face este de, cred că 200 sau 300 de milisecunde, ceva în zona asta de timp. Și îmi spunea că atunci când sistemul lui vede un card fizic, un card de plastic, ca să iau o experiență, o expresie locală, curcubeu pe ceruguri. Toată lumea e fericită, sărbătorea, minunat, putem să validăm acea tranzacție fără niciun fel de problemă. În momentul în care trece în regim online și tu faci acea tranzacție de pe diferite platforme, diferite sisteme, într-un mod total nepredictibil, timpul este același de validare, de 300 de milisecunde. Mai ales că respectivul posesor nu vrea să mai pună nimic din biometrice verificabile. Amprentă, față și așa mai departe. Ce povesteau ei atunci, și încă o dată, sau 8 ani de zile deja, legat de biometrice pasive, unghiul de înclinare al telefonului, viteza de swipe din stânga în dreapta, presiunea de swipe din stânga în dreapta, greșeala pe care o faci în mod normal când scrii în loc de pentru să scrii pentur, devin amprente ale noastre pe care cineva le poate urmări. Nu cred că există o limită de voi putea să cred într-o mașină mai mult sau cu atât putere, încât să las numai acel lucru să fie funcțional. Motiv pentru care, deși avioanele astăzi sunt pilotate by wire, da, cu inteligență artificială din plin, au în continuare piloți.
Eu cred că, uitându-ne în, la ce se întâmplă anul acesta, și mă uitam că, din punct de vedere performanță, sistemele de tip exascale, 10 la 18, echivalentul gândirii puterii de calcul a creierului, încep să apară. Apare Department of Energy în America, apare Fukuma în Japonia, care sunt deja sisteme care sunt puse în, aproape puse în funcțiune, dacă nu sunt deja puse în funcțiune. Are și China vreo două sisteme pe care nu le face publice, motiv pentru care înțelegem că nu au ajuns la exascale. Dar aceste sisteme deja încep să fie disponibile, deci nu mai e wishful thinking. Cred în continuare că ce vom vedea din punct de vedere inteligență artificială va deveni mai eficiente pentru că antrenăm modele din ce în ce mai aproape. Voice recognition și posibilitatea de a înțelege o altă limbă și a comunica, nu înțelege, scuză-mă, a comunica într-o altă limbă care este total necunoscută, a devenit posibilă. Sunt fără niciun fel de problemă asta, se poate întâmpla. Vom avea noi aplicații, vom avea noi soluții pe acest lucru. Cred în continuare că ceea ce vedem în industrie, și cred că Andreea a menționat problema crizelor, dar nimeni n-a spus de problema crizelor de lanțurilor logistice în acest moment. Și acolo cred că va curge multă apă pe dâmbovița până când lucrurile astea vor fi așezate. Da, vedem implementări de genul noi fabrici în Europa care se construiesc. Intel by de ună zi, la începutul anului, a anunțat deja 3 noi facilități în acest sens, dar lucrul ăsta va continua să impacteze asupra business-ului normal. Și cred că uităm ceva care se întoarce la factorul uman. Și vorbesc în special de zona de HPC, de High Performance Computing. Nivelul de specialiști existenți în măsură să fie, să opereze, nu doar să proiecteze, că acolo zicem că mai găsim, vin și colegii de la Google, vin și cei de la Nvidia, găsim să construim, dar să operăm aceste discuții. Eram într-o discuție cu cei de la Universitatea din Cambridge, cu profesorul Paul Kalinger. Și l-am întrebat la un moment dat, cum ai reușit să strângi, astfel încât, ce spuneai mai devreme, fiecare universitate, fiecare departament care își dorea bucățica lui, care era numai, cum ai reușit să impui ca toată universitatea să aibă un singur punct de prezență? Omul a reușit. Și promit că dacă vreți să-l ascultați, îl invit cu mare plăcere, pentru că va fi foarte spumant din punct de vedere mesaj. Ca orice profesor are o bucățică, de aia care e frumoasă. Hai să-l punem pe listă pentru următorul CIO Talks. Cu mare drag, îi spun, mă văd cu el pe 1 iunie, sunt la Cambridge. Da, apropo și de ce ai zis de lanțul logistic, există într-adevăr niște feedback-uri pozitive. Vedeam că Apple, de exemplu, care are 90% dintr-un telefon din componente produse în China, deja se gândește să-și mute sau cel puțin să deschidă alte facilități în afara Chinei. Which is good, poate vin chiar în România, de ce nu? Hai să ne întoarcem puțin la componenta de date și la ce putem să facem din aceste date, pentru că flavorul de HPC și de AI în momentul în care încă nu ne-am optimizat corespunzător e binevenit, dar totuși ce putem face în momentul de față cu datele. Și sunt zeci de companii, nici mă refer la zona publică, la zona privată, care ar vrea să extragă din ceea ce au informație. Horia, Ionuț, Ion, cum ne apucăm de... Hai să vedem așa, cum începem un proiect. Stau și eu pe o căruță de date și nu știu ce să fac cu ele. Și mă gândesc eu ca CIO sau vine business-ul și îmi spune, domnule, aș vrea și eu să fac un sales forecast, aș vrea și eu să înțeleg când fac cum pot să fac mentenanță predictivă, aș vrea să înțeleg și eu niște, nu știu, analize financiare complexe din toate datele, comportament al customerului. Da. Ce aș vrea să spun este că ok, să continui cumva ideea anterioară. De obicei, perioadele astea care se anunță a fi de criză conduc focusul în zona asta de business intelligence, în zona de analiză cu atenția datelor. S-a
vorbit despre tăieri de costuri. Ok, acele tăieri de costuri ar trebui să le facem luând niște decizii corecte și doar acolo unde trebuie, pentru a nu afecta creșterea pe termen lung a unei companii. Și din cauza asta, întotdeauna când apare așa ceva, s-a întâmplat și în 2008, se întâmplă și acum, necesarul de informații în zona de business pentru luarea deciziei crește. Cum se întâmplă un proiect? În principiu există o necesitate. Să zicem că s-a identificat o scădere de profitabilitate. Practic, trebuie să vezi, în primul rând, să ai o legătură către nivelul de management sau în zona de CIO, în cazul în care el este implicat și în procesele de business legate de profitabilitate sau de alte costuri directe, și să pleci de la acei KPI de acolo. Apoi, folosind acele date care încă, mă rog, pe de o parte datele care există deja disponibile în rapoarte existente, dar căutând să intri la nivel de detaliu și să combini și informații din zona financiară, din zona de campanii de marketing, din orice alte surse de date care sunt stocate în moduri total eterogene în unele cazuri, găsești Excel-uri, în alte cazuri găsești tot felul de sisteme de astea mici, uitate în cât un colț, care conțin date interesante, aplicații făcute în Access, să încerci să le pui împreună, astfel încât să obții într-un timp destul de scurt acele informații care să aducă un avantaj acelui business. De cele mai multe ori, acesta este un punct de plecare suficient de solid. De ce? Pentru că nu toate companiile reușesc să își calculeze un return on investment corect. Deci nu pot să prezică ce se va întâmpla și atunci nu pot să se arunce înainte pe niște proiecte pe 6 luni, cu un an de zile, cu niște bugete pe măsură și la urmă să vadă dacă le sunt sau nu potrivite. Și atunci aceste quick wins duc la startul acestor proiecte, chiar și în cazul în care există soluții. Următorul pas în zona, mă rog, cumva procesul se numește land and expand. Următorul pas este un fel de democratizare a datelor. De foarte multe ori, aceste date sunt cumva sub cheia câtorva persoane cheie, poate uneori din politics, poate uneori din rațiuni de security. Trebuie cumva identificate acele surse și după care, într-adevăr, stabilite regulile de guvernanță pe baza cărora pot fi distribuite mai departe, și apoi acele date să nu mai fie foarte centralizate, să ajungă și la nivele de decizie undeva mai jos în companie. Acum, procesul ăsta are o frână, special din partea IT și destul de concretă, legată de bugetare. Bugetul de licențe uneori poate fi destul de important, știți cu toții acest lucru. Și, din păcate, acest lucru va genera un necesar de rapoarte în alte forme decât în sisteme informatice, acele așa numite rapoarte diseminate prin e-mail sau, mai nou, rapoarte on demand pe structuri de tip chat, fie ele de la Microsoft, fie Telegram, WhatsApp, whatever, depinde ce e acceptat în fiecare companie. Cam astea sunt pașii prin care practic încercăm să mutăm această decizie avizată către toate nivelele de management sau chiar și mai jos de atât din companie. Acum, referitor la optimizări, da, mă rog, am câteva chestii celebre de genul că dacă aplici de 5 ori Pareto la un business, s-ar putea să rămâi fără el. Și altele de același, mă rog, din aceeași natură, cutting costs, dying harder. Deci principalul, pe lângă acele costuri, de fapt, principalul focus și al nostru ca specialiști de IT
e să ajutăm business-ul să vadă cum poate să-și reducă impactul din zona de generare de venituri și nu neapărat în zona aceasta de scădere de costuri, unde pierd bani din zona de generare de venituri, unde au avut o oportunitate să crească și cum am putea să-i ajutăm să crească pe o anumită nișă. Și abia după aceea, într-adevăr, pe măsură ce vin aceste informații și încep să se pună împreună, apare și conceptul ăsta de artificial intelligence. Zicem, unul dintre cele mai basics de subiecte cu care m-am lovit a fost de genul și cum facem bugetul pe anul viitor. Ce punem acolo? Forecast. Cum îl calculăm? Și da, bun. Din acest punct de vedere, în România, acest artificial intelligence e lovit de foarte multe probleme. Bun, cele simple, care să zicem că le putem previziona și putem alimenta sistemele de artificial intelligence, când pică Paștele, ce campanii de marketing ne propunem, multe sunt sub influența oamenilor, putem să ne le propunem sau nu, adică unele elemente trebuie să le spui. Aceste sisteme de artificial intelligence trebuie hrănite cu niște date și cu niște date relevante. Sau nu știu, dacă ești în industria berii, ești sigur că sistemele respective sunt legate de temperatura de afară, ca să poată să facă o predicție și după aia temperatura de afară la rândul ei va avea o altă predicție pentru anul viitor și tot așa. Din punct când am ajuns în zone de genul ăsta, practic primul pas a fost bun. Hai să vedem ce informații sunt sub controlul nostru sau sunt suficient de aproape de noi. Și după care, într-adevăr, am încercat să alegem diverse unelte, deocamdată mai degrabă din zona de automatizare, dar încet, încet am văzut că apar și unelte produse de diversi furnizori de artificial intelligence din piață, care să ajute în zona asta. Am avut plăcuta surpriză ca una din uneltele de forecast să fie furnizată chiar de Facebook. Și să constat că e folosită de destul de multe persoane pentru forecast-uri viitoare. Zi, Ori, acum ne... Cam atât. Păi, ce să zic? O să dau niște insight-uri așa de la cald. Cum vedem noi situația și cum vedem migrarea asta către cloud. Cu siguranță nu se încetinește. Asta e un lucru clar. Acum sunt un pic mai mulți factori care duc la situația asta. În primul rând, partea asta de fix ce spuneai și tu, Hugo. Lumea stă pe o grămadă de date. Și de când cu cloud-ul, partea asta de stocare de date a devenit un commodity, un bun de larg consum. Asta înseamnă că cu o sumă foarte mică de bani, ți-ai aruncat datele acolo, le ai bine puse, sunt stocate, backup. Și ce faci cu ele? Asta a fost prima paradigmă cu care trebuia să lucrăm în cloud acum mulți ani, vreo 6-7 ani. Ok, avem date, cum le activăm? Cum le stoarcem de valoare? Ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani? Am observat că și partea asta de procesare, putere de procesare a devenit un commodity. Nu mai e acum nicio problemă dacă îți iei o mașină din asta super puternică și începi să dudui și să stai și să pui datele prin malaxor și să obții valoarea respectivă. Și dacă a devenit comoditate parte de stocare de date și parte de compute, ce mai avem? La ce trebuie să mai lucrăm? Iar eu aici aș veni un pic și aș spune că trebuie să lucrăm un pic la mentalitate. De ce? Pentru că avem o altă dihotomie acum. E partea de calcule deterministice și partea de calcul probabilistic. Noi în școală, în tot procesul ăsta de educație, poate undeva până la jumătatea liceului și la facultate, urmărim partea de matematică deterministică. 2 plus 2 egal 4, tabla înmulțirii, parte de integrale. Și atunci știm că dacă punem parametru X, vom influența funcția într-un mod direct. Lucrul ăsta nu, când stai pe atât de multe date, e destul de greu să-l aplici la o scară atât de mare.
Și atunci venim cu partea asta probabilistică și spunem, păi stai puțin, că dacă avem un 2 plus 2 egal 4, deterministic, hai să aplicăm un model probabilistic și să spunem că 2 plus 2 fac 4 cu o probabilitate de 99,9999, dar 2 plus 2 pot să fac și 5 cu o probabilitate de 0,00001%. Și cam asta se întâmplă în spatele oricărui proces de AI. Right? Nu există alb sau negru, întotdeauna există mai multe variante de gri. Bun. Avem foarte multe date, commodity, avem processing power, commodity, avem partea de probabilistică, ne deschidem mintea și spunem, ok, hai să aplicăm calculele de genul ăsta și atunci unde ajungem acum, în astăzi? Păi, când mă uit pentru ultimele 3 luni, mă uit la ce se întâmplă cu cloud-ul, aici, în zona noastră, în zona de CE, observ foarte multe companii care încep acum să-și facă backup and disaster recovery. Din păcate, fix cum ai spus și tu, avem nenorocirea asta la graniță, care se întâmplă și lucrul ăsta a fost așa un warning bell pentru foarte multe companii și observăm o mișcare foarte puternică de disaster recovery în cloud. Bun. Asta înseamnă că multe, și de ce menționez asta? Pentru că multe dintre procesele de digitalizare au fost împinse cu câteva luni, în special din motivul ăsta. Bun. Pe de altă parte, avem partea de inflație și partea de situație economică cu tot impactul pe supply chain, în special pe zona de retail. Observăm că prioritatea numărul 1 e partea de disaster recovery și prioritatea numărul 2 e cash flow. Cash flow, inventory management, recomandări de produs, parte de finance și cost consumption. Și observăm aici că multă lume vine și consultă, ne consultă pe noi, experții în date, în special pentru partea asta. Ok, ce soluții avem pentru supply chain management, demand forecasting, inventory forecasting? Și asta e important acum, în special sub lumina asta, sumbră a inflației. Drept exemplu, imediat după ce s-au ridicat restricțiile de pandemie, mulți dintre retaileri mari și-au umplut, cum îi spune, inventarul și depozitele cu foarte multe produse, ca la nici 3 luni de zile să vină toate statisticile cu o rată de inflație mare și toată piața în momentul de față s-a micșorat, piața de consum. Păi, și atunci cum facem să luăm toate produsele astea pe care le avem acum în depozite și să le punem în mâna oamenilor care sunt interesați? Și aici vine partea de product recommendation și de demand forecasting, care acum sunt cheie, acum și pentru următoarele câteva luni vor fi cheie. De aici nu mai merge modelul ăsta, că încerc să creez așa o poveste, nu mai merge modelul ăsta deterministic, nu? Că sunt foarte mulți factori pe care nu putem să-i controlăm. Acum 6 luni de zile, când oamenii din supply chain făceau purchase order-urile pentru respectivele bunuri, nu aveau tot modelul la dispoziție deterministic ca să determine ce se întâmplă acum. Și atunci toate informațiile astea trebuie să fie trecute printr-un model probabilistic, trebuie să ne deschidem un pic apetitul pentru astfel de rezultate și să avem încredere în calculele astea. Că întreba și Doru, cât de multă încredere putem să avem în astfel de insight-uri, în astfel de cifre pe care ni le oferă un proces? Și zic, depinde. Întotdeauna va exista factorul uman. Însă, ușor, ușor, cred că ar trebui să ne deschidem apetitul la partea asta de risc de probabilitate. Da, Andreea, pentru că știu că la ora 5 ai hard stop și intri într-un stir, că vreau să profit de tine acum. Zi-mi totuși, tu ești, cum n-ai background tehnic, dar ești CIO, ești un om de business. Cum tu, voi stați pe un munte de date și nu-l folosiți sau din contră? Stăm și noi, Hugo, pe un munte de date și cred că asta a fost și cea mai mare provocare acum câțiva ani, când am dat startul unor programe de data governance și la noi în organizație.
am avut situații foarte ciudate în care încă descopeream în dulapuri contractele de Excel ale clienților și apoi ne întrebam de ce nu reușim să calculăm totuși o profitabilitate corectă pe segmentele de clienți, da? Pentru că datele clienților erau în continuare în Excel, în dulap, fără să fie introduse în CRM. Și atunci am avut atunci un turning point suficient de important cât să ne mobilizăm să lansăm practic programe de data cleansing și data governance pentru ambele segmente. Am început cu segmentul de furnizare, unde într-adevăr avem practic atât de multe date, peste 3 milioane de clienți. Cred că primul pas în toată povestea asta cu datele a fost să creștem în primul rând calitatea datelor, adică să avem date de încredere pe care să ne putem baza, pentru că data cleansing a început ca un proces vital. Practic a stat la baza oricărui program de date, ne-am dorit noi să-l modernizăm, să aducem tehnologii și așa mai departe. Deci a fost clar primul pas pentru a valorifica corect datele. Iar valorificarea asta, sigur, o facem prin domeniul tehnologiei, dar tehnologia e cumva un suport în tot acest proces. Tehnologia niciodată nu o să genereze valoare fără o strategie de business foarte clară, apropo de adopția și monetizarea corectă a acelor date. Da? Cum extrag eu valoare din datele pe care le am, atât pentru organizație, cât și pentru clienți, cât mai ales pentru tot ce înseamnă estimarea forecasturilor, a profitabilității financiare și a strategiilor de business. Apoi, al doilea pas, practic, cred că este folosirea datelor istorice pentru estimarea evenimentelor viitoare și aici sigur că ne-am uitat în zona de predictive maintenance, da, mai ales pe zona de distribuție unde e extrem de critică. A trebuit să ne asigurăm cumva că toate evenimentele astea din teren și în primul rând monitorizarea calității gridului pe care îl administrăm extrem de importante și predictive maintenance ne-a ajutat foarte mult. Forecast-ul pe energia utilizată, la fel de important pentru zona de customer solution și aici sigur că fie folosind acei algoritmi clasici determinați, fie antrenând mecanisme de machine learning pe baza datelor. În același timp, provocări majore pe care le-am întâmpinat în tot acest parcurs al datelor, deci pe lângă calitatea datelor, a fost și ownership-ul incert al datelor. Da? Deci, practic, cine este responsabil pentru acele date? Și ne-am uitat și stânga-dreapta, ne-am uitat între business, ne-am uitat între tehnologie, ne-a luat ceva timp până ne-am clarificat un ownership corect al datelor. De asta am introdus rolurile acelea în programe de data steward, data owner, sponsor și așa mai departe, ca să avem măcar o ordine și o structură clară pe ownership. Adopția în business a venit tot așa ca o provocare la început. Încrederea în noul BI, practic, comparativ cu toate acele metode uzuale de analiză de date pe care le aveam și nu în ultimul rând, capabilitățile interne, practic, de utilizarea unui BI sau a unor tool-uri noi de analytics. Deci a fost nevoie să ne trainuim un pic oamenii să poată folosi toate aceste tool-uri noi de analytics, de BI în ceea ce privește o adopție și o folosire corectă a date. Și apoi, în zona de business, sigur că am identificat stakeholderi, reprezentanți atât din zona de top management, am asumat programul ăsta de data la nivel de board și top-down l-am cascadat în toată organizația, dar și middle management și atunci am făcut și extrem de multe training-uri și sesiuni și data days și data week cu toți oamenii relevanți în organizație încât să insistăm un pic pe educația asta în zona datelor corecte. De la modul în care sunt ele introduse în sistem, la modul în care sunt menținute, la ownership-ul fiecăruia dintre noi atunci când avem în responsabilitate date de clienți, date interne și așa mai departe. Și am făcut o coordonare jointly între business și noi. Ți-am spus că noi nu ne mai numim IT și că am rebranduit departamentul și ne numim Digital Technology. Am zis că e singura cale în care să devenim un partener real de business, să fim așa, că IT-ul tot timpul e privit ca o funcție suport, sunt băieții de la IT care îmi repară laptopul, mă ajută să am conectivitate și așa mai departe. Deci am zis că vreau să renunț la această titulatură old school, să fim digital technology, parteneri și oameni de decizie la masă cu business-ul, cu un cuvânt de spus și respectați în egală măsură. Deci, practic, definire model de date, definire domenii de business, finalizare de business și metadate, ownership corect, a spune,
calitatea datelor și apoi un input către decizii corecte de business. Cam asta a fost până acum parcursul nostru de date și promit că vă povestesc într-un talk viitor exact concret ce am făcut pe fiecare segment în parte și cum am prioritizat procesul ăsta de data cleansing. Zici mie, când stați acolo în bordul de la E.ON, tu ești cea care își ia notițe și de ce spune șeful și zice, băi, ia, vreau și eu un proiect, am auzit că... Nu se... mi-au notițe deloc, să știi. Sau tu te duci și spui, excelență, avem, putem să îmbunătățim procesele în felul acesta, A, B și C. Nu vreau să par acum lipsită de modestie. A fost un parcurs lung și știi cum e, să ajungi să poziționezi divizia de tehnologie sau de IT, cum încă o numim cu toții, ca un stakeholder important în toate aceste decizii de business la masă, cu gemul de distribuție la masă, cu gemul de furnizare. E un parcurs, necesită și mult branding intern, dacă vrei, dar cred că pe de altă parte, lăsând așa un pic gluma la o parte, toată lumea a înțeles rolul organizației pe care noi o reprezentăm astăzi aici, fie că venim din zona de date, fie că venim din zona de digital, fie că venim din zona de infrastructură și așa mai departe, ca key enabler în tot procesul ăsta de transformare digitală. Am devenit cumva vitali în toate organizațiile prin ceea ce se întâmplă în zona noastră și cu atât mai mult cu cât mi-aș dori să devenim și un pic mai consultancy oriented, apropo de, uite, noile tehnologii de care vorbea Șerban, de tot ce se întâmplă în piață, sunt atât de multe trenduri noi și atât de multe alte companii care fac lucruri de care probabil că nici n-am auzit, doar că mi-aș dori să avem timp să ne aplecăm urechea și mai mult către zona asta de extern și de a aduce un pic alte, pur și simplu alte exemple de tehnologii, de adopție, mod de lucru și așa mai departe. Deci avem încă foarte multe de învățat, dar mă bucur că și într-o companie de utilități putem să vorbim acum cu mândrie de echipă de digital technology altfel creionată. Te provoc puțin și după aia și pe colegi pe AI. Aveți cumva, pentru că sunteți trader de energie, până la cumpărați și o vindeți, aveți forecast pe prețurile de gaze și de energie? Da. Folosim niște aplicații care ne ajută să avem un forecast. Avem, mă rog, mi s-a promis o aplicație de grup. Sigur că România e tot timpul la coada țărilor în ceea ce privește adopția unor aplicații mari. Ne-am luptat până la urmă, de când să mai așteptăm încă un an până când ni se dă un ok de implementarea unei soluții centrale. N-am uitat pe piață și am adoptat o astfel de soluție locală. Și au funcționat algoritmii apropo de prețul de energie? Nu. Ok. Dar știi cum, ne ajută măcar să facem niște previziuni așa mass market cu acei asteriști sau cu, știi cum e, cu steluța de la prețurile de promoții, da, pe care le vedem prin magazine, da, doar la 2 în 1, doar la, cam așa a fost și la noi. Bun, nu, dar soluția a fost de vină. Nu, aplicația, nu noi. Trebuie să ne asumăm. Acum tehnologia, am ascultat săptămâna trecută, am ascultat-o pe Claudia Nemat de la Deutsche Telekom, am avut noi un eveniment de management în Berlin și a fost invitată și mi-a plăcut foarte tare statementul ei așa de prezentare în care a zis că human first, digital now. Deci, practic, n-a insistat doar pe zona de digital, human remains first, doar că digital e acum și trebuie să se întâmple. Ok, și mai fi întrebat și altele, dar când vrei să pleci sau când trebuie să pleci, că ai un hard stop la... Mai rămân cu voi fix 3 minute și apoi mă conectez. Da, mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc pe o parte dintre voi, să vă revăd pe unii și sper să ne reîntâlnim cu drag și la următoare. Eu rețin așa că viitorul arată bine, adică în ciuda turbulențelor din piața, din zona economică, viitorul arată bine pentru CIO și pentru companii în principiu. Adică at the end of the day nu punem frână, nu ne apucăm să cutting cost așa doar de dragul cutting cost, ci mergem înainte până la urmă, nu? Digitalizarea arată bine dacă ne asigurăm că ni-l facem să arate bine cumva, Iugo. Nu cred că arată bine așa el by default. E nevoie de o mână și de un pic de efort să-l creionăm un pic, să-i dăm o direcție pozitivă. Da, bine, mulțumesc foarte mult. Deci cum e cu aplicațiile astea, domnilor, care sunt specializați pe artificial intelligence, dar care, uite, nu reușesc să facă un forecast accurate în ceea ce privește prețurile la energie? Aș putea să pun aceeași întrebare și pe stocks la bursă. Ia zi, Sherman. Vorbea Andreea mai devreme de importanța faptului că te bazezi pe date corecte și relevante. Da.
Garbage in, garbage out. Adică garbage in, garbage out, corect. Atât timp cât toată piața a făcut flip-flop de 5 ori în timp ce tu ai încercat să definești modelul, oricât ai de mult ai antrenat acea mașină. Așa este. Machine learning. Da, să știi că în timp ce vorbea Andreea, sunt câteva lucruri care mi-au atras atenția apropo de fenomenul de data cleansing clar, adică de structurarea datelor. Deci în orice companie te duci, toate sistemele legacy care au apărut în diferite forme, deci este o întreagă, e o problemă foarte serioasă, apoi inclusiv chestiunea de ownership de data, adică nu știm cine este responsabil, cine trebuie să ia decizie pe datele respective. Cum se potrivește asta apropo de implementarea soluțiilor de tip artificial intelligence, de tip data mining, de BI-uri și așa mai departe? Adică este un proces primordial, cu asta trebuie să încep. Corect, și știi, cred că trebuie să încep cu să înțelegi ce aplicații există, de ce ai nevoie și să pui după aceea un standard de păstrare, de stocare a datelor cât de cât într-o copie unică. Și atunci ajungem la discuția de data lake și ajungem la discuția de a avea nu știu câte instanțe de bază de date la nivelul companiei și după aia aplicații care se schimbă, framework care se schimbă, datele trebuie să rămână acolo pentru totdeauna. Și să încerci să le folosești, să încerci să le pui. Nu cred că există, și n-am discutat aici absolut nimic despre ownership-ul lor, despre legalitatea lor, despre cine le accesează și cum le accesează, securitate. Care probabil nu fac altceva decât să explodeze problema, știi? Să o ducă și mai departe, știi? Dar eu cred că face parte din adopția strategiei pentru cloud și infrastructură. Și este unul dintre lucrurile, pe lângă, cred că spuneam mai devreme că au devenit, Ionuț cred că spunea mai devreme sau Doru, spunea că partea de compute a devenit comoditizată, partea de stocare a devenit comoditizată, de atunci ce urmează mai departe. Eu cred că ține absolut fizic de cum îți definești strategia aceea de cloud și de infrastructură. Mi-a plăcut foarte mult că Andreea a vorbit de digital technology, că o schimbăm un pic. Probabil că transformation technology ar fi sunat și mai bine, din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să conduci organizația să ducă în altceva, să adopte alte noi standarde. Ok. Cum e, Doru? În primul rând, sper că Andreea să nu ceară drepturi de autor pe noua denumire a organizației IT, dar mi se pare excepțională să o schimbe, ca să schimbăm niște putume. Acum, ce să zic, eu vreau să spun că, într-adevăr, s-au comoditizat multe tehnologii, cum ar fi stocarea de date, storage-ul, comunicațiile și așa mai departe, computing-ul. Aveam o singură observație pe zona de data cleansing. Este important să avem datele, să spunem, uniforme, nu neapărat de același tip, le punem un data lake, folosim big data, dar ele trebuie să aibă o anumită consistență. Dar data cleansing-ul nu cred că se poate face în timp util. Cu alte cuvinte, vreau să vă dau un exemplu din zona de information security, care, cum să spun, un domeniu care vă este cunoscut. În standardele, în momentul în care implementezi un sistem de management al securității informației într-o companie mare, și încerci să creezi standardele și procesele de securitate pe mai multe nivele, există niște etape. Prima etapă este business impact analysis. Deci analizezi impactul asupra business-ului a unor anumite evenimente. Ulterior faci un risk assessment, să vezi exact, sau prima dată faci un risk assessment, scuzați-mă, e invers, prima dată faci un risk assessment al evenimentelor care se pot întâmpla și după aia faci un business impact analysis, să vezi ce impact asupra business-ului au evenimentele respective. În BIA este o lege.
iei informațiile de la business owner așa cum sunt. Dacă cineva spune că pentru el în companie mail-ul este cel mai important sistem și este extraordinar de important și folosește așa, n-ai voie să-l modifici. Deci, apropo de importanța datelor, zic eu că sistemele de AI ar trebui să lucreze. Nu trebuie neapărat să facem un cleansing foarte... decât să vedem dacă ele sunt coerente și să le luăm așa cum sunt și să le prelucrăm. Mie îmi vine în cap altă chestie apropo de AI și vreau să vă întreb cum considerați apropo de modul în care poți să ai încredere în deciziile lor, în deciziile unui AI. Apropo de mașini autonome, ați încercat vreodată într-o mașină care, acum nu avem mașini autonome, dar sunt sistemele alea de data cruise adaptiv, adică mașina poate să urmărească mașina din față, chiar în traficul urban, adică se oprește când mașina din față oprește, pleacă și păstrează o distanță constantă. Ați încercat vreodată să lăsați mașina să facă chestia asta în locul vostru? Eu am încercat și n-am reușit. Deci mi-a fost așa de frică că în momentul în care mă apropiam la mai puțin de 10 metri, am apăsat pe pedal. Și asta e, acum revenind la ce spunea și Horia, trebuie să lucrăm un pic la apetitul ăsta de a adopta și a avea încredere în deciziile luate de sisteme de inteligență artificială bazate pe analiza unor cantități mari de date. Trebuie să crești, să schimbăm mentalitatea sau cultura oamenilor și să creștem acest apetit. Nu știu cum se face, e cel mai greu posibil, se face în timp. Dar va fi destul de greu. Da, și nu mă văd cum aș merge într-o mașină autonomă. Cred că mi-ar fi extraordinar de greu. Ce mă, că e ok, adică ăsta e viitorul, după cum ne spun colegii, și na, până la urmă, ai văzut ce ziceau, ne punem... Cam trend. Suntem obișnuiți să avem controle, da? La orice sistem de management trebuie să ai controle. Prin controle alea monitorizezi și poți să intervii. La un moment dat, un anumit tip de controle dispare. Deci, mai ales în zona de AI, nu mai poți să controlezi niște lucruri. Controlezi niște rezultate și trebuie să ai încredere în ele. Bun. Uite, aici am eu un exemplu foarte bun. Poți să controlezi, dar noi ca oameni avem capabilități limitate. Și în IT ce se întâmplă acum recent, că de asta vreau să vorbesc despre ce e cald acum prin cloud, e toată partea asta de securitate împotriva DDoS attack, nu? Și dacă ai implementa un set de reguli din astea deterministice, dacă vine IP-ul din nu știu unde și dacă ai 5 vizite de nu știu unde, etc., n-ai face față. De ce? Pentru că eu cum văd e adopția asta pentru tot ce înseamnă AI și automatizare vine de la volume mari. În cazul de față, tot traficul de pe internet e unul dintre cele mai mari lucruri, nu știu, ca volumetrie care se poate întâmpla în jurul nostru, da? E traficul pe internet. Iar ăsta e unul dintre principalele puncte care beneficiază în momentul de față de artificial intelligence și machine learning. Partea asta cu DDoS attack protection e una dintre ele. Da, de la tot ce înseamnă trafic, routing, etc. Și atunci, normal, cu cât decizia noastră e mai simplă și impactează mai puține elemente, pot să spun elemente, pot să fie persoane, procese, etc. Cu cât influențează mai puține elemente, ok, putem să stăm pe modelele pe care le avem acum. Însă, în masă, e necesar a devenit necesar să aplicăm partea asta de modele de AI și ML. Da, clar. Am o curiozitate și pentru Ion. Știu că voi aveți și proiecte pe zona de Big Data și Big Data e așa o altă fantezie pe care, mă rog, nu este chiar atât de bine, adică proiecte clasice în zona asta destul de puține. Știu că voi ați implementat atât pe zona de BI cât și pe zona de Big Data. Cum arată piața aici? Ce să zic, piața din România arată cumva mai la început de drum. Chiar și noi, ca și implementări de Big Data, până la urmă am început cu a pilota niște soluții open source. Am început cu un Apache Cassandra, după aia am început cu un Elastic, tot așa, din cauza că avea o componentă de open source destul de
solidă, să zicem, cu multe funcționalități. După care au început să apară și primele proiecte efective. Evident că între timp acel Apache Cassandra de fapt a ajuns să fie un data stacks, ca fiind o stivă completă, cu tot cu zona de integrare de BI folosind Apache Spark. Și la fel în partea cealaltă, zona de Elastic, unde am avut surpriza să reușim să implementăm proiecte chiar și pentru o firmă din Olanda, de exemplu. Un pic nestandard față de locul de unde a plecat soluția de Elastic. Un lucru interesant care mi-a apărut că, de exemplu, în multe zone, practic, acel Elastic a plecat de la necesitatea de a monitoriza sistemele IT. Deci, practic, de a culege undeva într-o zonă comună un volum foarte mare de date, de loguri provenite de la toate sistemele dintr-un business și de a obține niște rapoarte în timp real. Practic, diferența între big data și sistemele de BI tradiționale e reprezentată de acest near real time. Deci cu un sistem big data bine construit și cu o implementare corectă, tu poți să obții niște decizii în nivel de secunde, atunci când ai nevoie de ele. Diferența este că, evident, acele informații sunt foarte custom, adică, practic, tu deja ai niște scenarii, ai niște lucruri concrete pe care te ajută. De exemplu, nu știu, la Netflix îți propune care sunt următoarele filme la care să te uiți. Într-o zonă de IT îți spune de la ce nivel trebuie să te impacientezi referitor la niște servere și trebuie să iei niște decizii în decurs de câteva secunde, pentru că altfel urmează să ai o problemă și mai mare. Name it. Pe când un sistem de business intelligence și mai nou augmented intelligence, că și Click și Power BI și cred că și Tableau aleargă foarte tare în direcția asta de augmented intelligence și de a încerca cu niște modele să scoată ei niște informații interesante din datele care le pui tu acolo și să te întrebe doar dacă îți plac sau nu. Lucru foarte interesant. Deci sistemele astea vor continua să evolueze. Din punctul meu de vedere, inteligența artificială e cam ca inteligența umană. Deocamdată, nu știu la ce vârstă au ajuns. La vârsta unui copil de 5 ani, de 7 ani, de 8 ani, trebuie să mai meargă la școala generală, la liceu, la facultate, să mai învețe niște lucruri. Și vor ajunge acolo. Însă, până atunci, noi, ca pe zona asta de business intelligence, încercăm să scoatem cât mai mult în evidență inteligența umană. Și cum facem asta? În principiu, încercăm să educăm, să facă lucrurile un pic altfel decât le făceau până atunci. Încercăm să le arătăm corelații între diverse informații, da? De exemplu, niște grafice de tip scatter, în care să poată să aleagă tot felul de informații pe care poți să le compare și cu un volum mare de puncte acolo pe ecran, astfel încât creierul uman, combinat cu experiența pe domeniul respectiv a persoanei respective, să poată să ia niște decizii, să vadă niște anomalii. După ce vede acele anomalii pot să facă parte din niște rapoarte recurente, pot să intre în detaliu, dar până la urmă, undeva, cineva trebuie să ridice un stegulet. Ei, aici e o problemă. Bun, asta este de obicei partea frumoasă. Partea mai muncitorească în zona asta de implementare de rapoarte este, la un moment dat, să reușești să gestionezi multitudinea de rapoarte cerute. Și unul dintre challenge-urile cele mai mari este să reușești să separi care sunt rapoartele care sunt cerute doar o dată, deci practic cele care trebuie să-ți confirme sau să-ți infirme o teorie și care sunt cele care ajută în mod recurent în activitatea de zi cu zi. Și cu cât reușești să faci chestia asta mai cu atenție, cu atât reușești să scazi volumul ăla pe guvernanță. Pentru că alea care le-ai cerut o singură dată, le-ai făcut, nu contează în ce formă, contează dacă ai folosit jumate Excel-ul și restul de cealaltă jumate o soluție de BI, le-ai făcut, ai prezentat o formă, e ca un fel de proces de consultanță și după care, în funcție de rezultat,
deciți, ok, bun, asta rămâne și asta se va face. Deci, cum ziceam, eu deocamdată până când apare, până când nivelul ăla de inteligență artificială mai crește în timp, încercăm cumva să scoatem utilizatorii din zona în care sunt, pentru că cer un raport de la un utilizator care e obișnuit cu Excel-ul, el întotdeauna îți va cere un charșaf. Ionuț, o secundă, te rog frumos, pentru că vreau să... Șerban are și un hard stop într-un minut. Exact. O ultimă linie, Șerban, și revin imediat la tine, Ion. Da. O recomandare pentru CIOs și o, nu știu, o temă, o ultim last thought. Cred că un lucru iese la suprafață constant. Nu s-a născut nimeni deștept și super inteligent să-l facă singur. Cred că e nevoie de foarte mult ajutor. Cred că există, din tot ce am auzit de la fiecare vorbitor din comasa aceasta, a fost, hai să schimbăm bune practici, hai să înțelegem ce ați făcut ca să vedem cum se poate face mai departe. Sunt foarte multe idei, sunt foarte multe domenii de interoperabilitate și de, băi, ce chestie deșteaptă, nici nu mă gândeam că așa ceva există. Și eu cred că este rolul nostru, al furnizorilor de tehnologie, să venim în fața dumneavoastră cu idei și cu răspunsuri la ce probleme aveți. Cu cât suntem mai deschiși, poate avem mai multe. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru întrebări. Vă urez o zi cu spor și să ne auzim sănătoși. Mulțumesc frumos, Șerban. Închidem și noi. Ion, te rog frumos, ultimele gânduri, mesaje pentru CIOs, cum putem să îmbunătățim activitatea companiilor prin, procesele de BI. Urmează Horia și închidem cu Doru. Da, în linii mari cam exprimasem ce aveam de spus. Ce aș zice, așa, mă rog, ce aș păstra ca o idee relevantă este să încercăm să ajungem cu informația asta pe baza căreia să ia decizia la cât mai multe persoane din companie. Ok, vom găsi o metodă, fie că o parte vor adopta noua tehnologie, vor intra în soluțiile astea de BI, unde au posibilitatea să sape și să afle mai multe detalii. Vor învăța să interpreteze rezultatul unor sisteme de inteligență artificială, care necesită și alea un training, pentru că ele, în the end, exprimă niște corelații. Nu știu dacă au ajuns la nivelul în care să spună exact ce ai de făcut. Ele îți spun, bă, noi credem că pe acolo ar fi, sau cu o probabilitate suficient de mare, ar trebui să se întâmple asta. Deci până atunci trebuie să reușim să distribuim această informație pentru luarea deciziilor către cât mai mulți oameni și să investim în trainingul acestor persoane la nivelul lor de implicare acceptabil, să zic așa. Că după aia intrăm în zona aia de transformare a business-ului și în care trebuie să îi obișnuim cu schimbarea. Și nu ia prea mult timp. Deocamdată să încercăm să-i prindem acolo cu niște lucruri care să le placă și să le fie de folos în zi, în activitatea zi cu zi. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, Horia! Păi, ce să mai zic? Văd că toată lumea e pe partea asta de change management, enable change. Și eu mă lovesc cu lucrul ăsta zilnic, în calitate de arhitect consultant de cloud. Primul lucru de care mă lovesc în momentul în care discut cu echipe noi este fix partea asta. Dar de ce trebuie să schimbăm în momentul de față? Merge destul de bine. Ce am observat e că sunt foarte multe metode prin care companiile, fără niciun impact financiar, pot să schimbe mentalitatea ușor-ușor. Că există culture club, book club, community of practice, grupuri de interese comune. De obicei, astea sunt un vector de schimbare important și recomand oricui care ne ascultă în momentul de față să împingă partea asta de cultură, pentru că odată ce o avem deschisă, avem un canal prin care putem să împingem noi idei, odată ce împingem noi idei, accelerăm partea de schimbare și odată ce accelerăm partea de schimbare, reacționăm mult mai bine la condiții de business și în cazul de față și pe partea asta de data, AI, ML și restul. Mulțumesc! Doru. No, înainte, bună, Doru, spune-mi, ai dat mai multe ori flavor-ul ăsta apropo de cloud și chiar de ai dat senzația că lumea sau business-urile au început să migreze către zona asta de cloud. Așa este? Ați chiar la nivelul Google Ads, ca să nu se simte în România o îmbunătățire, adică
Aveți clienți? Hai să răspund un pic diferit. Da. În România avem clienți în România. E ok. Există un mare potențial pe piață, asta e clar. Există un mare potențial de creștere. Dar da, avem deja clienți și cu siguranță și ceilalți provider de cloud au deja clienți în România și ușor ajungem acolo. Însă, ca să fac un pic, să fiu agnostic un pic de cloud, citeam săptămâna trecută rezultatele Eurostat pe ceea ce privește partea de adopție de cloud. O cifră mare, enormă, 95% plus toate organizațiile folosesc cloud. Însă, normal, erau servicii de e-mail, servicii de cloud-based, ok. Și ușor m-am dus în respectiva statistică și ajungeam undeva între 20 și 40%, normal, depinde de țară, când vine vorba de tehnologii de cloud pentru hostare, pentru hostarea aplicațiilor interne ale respectivelor companii și undeva la 30% pentru aplicații de tip ERP sau CRM. Eu unul, sincer, mă așteptam să fie undeva la 10-15% partea asta de penetrare. Însă deja 40% în unele țări, poate chiar 50%, e un avans major. Ok, mulțumesc foarte mult, Doru. În calitate de membru CIO Council ai ocazia să pui corolarul de final și să ne dai și niște sfaturi pentru CIOs. Da, eu în primul rând vreau să mulțumesc partenerilor și colegilor noștri pentru prezentările făcute și singurul meu sfat este pentru colegii noștri din IT să încerce să învețe teoria negocierii și să negocieze proiecte care au impact pe termen mediu și lung, să vândă ideile cât mai bine și secretul este să creeze un business case cât mai corect cu ajutorul lui Google, cu ajutorul lui Dell, cu ajutorul partenerilor de IT, astfel încât să convingă managementul că și businessul în principiu că vor avea de câștigat. Există un risc aici, ca de fiecare dată, ca și când te-ai împrumutat de la bancă, faci o investiție și s-ar putea investiția să nu îți aducă rezultate. Dar e un risc care trebuie să ne-l asumăm pentru că noi ar trebui să fim acest digital transformation, da? De aici am rămas apropo de ce s-a discutat. Nu mai suntem IT, suntem digital technology transformation și trebuie să fim vectorul de transformare în companie. Da, mulțumesc foarte mult, Doru, mulțumesc foarte mult tuturor. Ne-am lungit iarăși ca de obicei, dar chiar cred că au fost foarte multe idei bune și atmosfera a fost the end of the day pozitivă. Nu intrăm în panică apropo de criza economică. O contrar, ca să zic, din contră, pare că mergem și mai puternic pe zona asta a digitalizării, însă cu anumite chestiuni care trebuie să fie foarte clare. Iar iată, deja cloud-ul și AI-ul și toate aceste tehnologii care, mă rog, cel puțin în cazul cloud-ului nu se pune problema că e deja o tehnologie matură, este o direcție fără întoarcere. În cazul AI-ului încep să apară aplicații concrete, clare, chiar dacă mai trebuie să mai mergem la școală puțin, nu noi, ci proiectele și sistemele de AI. Mulțumesc foarte mult! Am avut alături de noi pe Șerban Zârnovan din partea lui Dell Technologies, pe Dorian Hodorogea din partea lui Google, Mark Holyoke de la Softelligence și Andrei Negulescu Matricia, Iulia Maliukis de la Horvat și paneliștii noștri, Andreea Ioniță, CIO Council și VP pe Digital and Technology la E.ON. Din nou pe Șerban, Ion Dinescu, Technical Director în cazul Relevance Management, Horia Niculescu, Google și prietenul nostru Dorian Ghenea. Mulțumesc foarte mult tuturor, mulțumesc și sponsorilor, stați așa că am și o lista mea aici, Dell Technologies, Google, partenerii noștri tradiționali și partenerilor Horvat România, Matricia, Softelligence, Relevance Management și desigur revistei Cariere pentru organizarea evenimentului. Urmează vacanța, noi CIO Council avem multe de făcut și multe breakfast-uri și dinner-uri luate împreună pe teme tematice și se pare că ne vom vedea pe 6 octombrie când vom avea CIO Council National Conference, un subiect catchy, CIO în Metaverse și în Augmented Reality. Va fi un eveniment hibrid, adică fizic, și vom avea și hibrid pentru oaspeții care se vor fi conectați, să spunem așa, de la distanță. Mulțumesc tuturor și o zi minunată!